nimeni nu vă poate spune cu mâna pe inimă, uitându-vă în ochi și cu conștiința curată, că în următorii ani, și vorbesc de ani, și ăsta e un interval scurt, România nu se va confrunta, din nefericire, chiar dacă noi nu o vrem, cu o amenințare militară. Deci nimeni nu poate garanta... Ministrul sunt ministru polonez de externe, spunea că a fost întrebat cam cum vede situația internațională. Și ar fi ceva de genul ăsta, în mod sigur, suntem în anii 30, făcea paralela cu ani. Dar nu mă pot hotărâ dacă suntem în 38, 38 e München, nu? Sau 39, 39 e anul când Polonia este agresată, mai întâi Germania, și după de Uniunea Sovietică. Păi, 38, 39, eu am o minte 1940. La mine s-a prinde becul direct la 1940. Și mă uit ce a fost în 1940. am o matrice, matricea e clară, că istoria e, o putem înțelege ușor, mai ales asta mai apropiată. Și mă uit că hop, o parte din elementele din 40 le regăsesc în viitor. Aia e, aia... Păi, adică când intră o matrice din 40, ai cam 70% regăsindu-se în viitor. Păi e îndreptăți să te gândești, mă, nu cumva mă paște și pe mine încă un pat. Nu o să se întâmple la fel ca atunci. Deci dacă stai și în continuare, unul din subiectele principale de litigiu și de dispută, că ajung iarăși la declarațiile, o fac mai cel decât trebuie, doamne Zaharova, este viitorul european al Republicii Moldova, Bun. În continuare Ne gândim și luăm în calcul Posibilitatea de, de ca ordinea europeană Care m-a protejat Și asta, Euroatlantică M-a protejat în ultimii 20 de ani Să scârție, să fie disfuncțională Să funcționeze greu, poate chiar să se prăbușească Cum s-a prăbușit Franța la începutul iunie și asta i-a încurajat pe sovietii să vină repede, în două, trei săptămâni, cu ultimatumul. Mă, uit că ultimatum atunci a însemnat amenințarea cu agresiunea militară și când Consiliul de Coroană s-a strâns în discuție și a fost întrebat șeful statului major cât rezistă armata română într-o confruntare cu diviziile sovietice. Răspunsul a fost maxim 48 de ore, că n-avem de aia, n-avem de aia, n-avem de aia. Adică eu, ca analist, nu pot să fac abstracții să ignor o, o astfel de, de, de suprapunere. Pentru că, repet, omul de securitate națională, dacă e competent și profesionist, speră și întotdeauna vom face chestia asta în mai bine, dar obligația lui profesională și de conștiință este să vină cu scenariile pe masă mai întâi și mai întâi cu scenariile cele mai proaste. Dacă nu face chestia asta, nu-și respectă onoarea profesională. Nu, eu spun că putem face ce trebuie încă de la pace și făcând ce trebuie la pace, inclusiv pregătindu-ne. Pregătindu păi, Sivis pace în parabelum, deci romanii au spus acum 2000 de ani și valabilă. Vrei pace, te pregătești de război. Deci, pregătirea de acum sunt convins că va evita. Asta e calea. Dacă vrem să evităm nu să fugim de război. Să, să acceptăm problematica, să acceptăm provocarea, să căutăm soluții și să ne pregătim. Și în felul ăsta șansele să nu fim angrenați în război vor fi mult, mult mai mari. Mi-am luat notițe, să știți. Mi-am mi mi făcut câteva <gântu> notițe pentru că, că, că v-am văzut aveți chef de vorbă după mandatul de la MAE. Gata, acum nu a b -a, a b -a. Dar nu, 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 e dezbaterea completă la noi și nu, nu sunt toate problemele puse pe masă. Ori nu le văd, ori nu le vor, nu știu. Da. Că am vrut doar să completez niște goluri. Că asta ascultam și un pic în mașină acum când am venit. Că, cam asta am încercat la strâmbă. Adică mă uit acum în și seama. Am încercat să dau niște explicații pe acolo unde nu prea le-am văzut pe piață. De. Și să abordez subiectul pe care vaca sacră. Tumne, deci ne place Occidentul spre Occidental până în prăsele, dar Occidentul are și el problemele lui. Trebuie să le luăm în calcul, să fim conștienți păi de Păi suntem acum și noi acolo în problemă în Occident. Cu ce gust plecați, cu ce senzație plecați din uh, Ministerul Afacerilor Externe? Cu? sentimentul datorii uh, împlinite. Deci, lucruri bine făcute, lucruri bune, importante pentru noi ca țară, uh, lucruri făcute împreună cu o echipă admirabilă, deci am lucrat cu niște oameni absolut uh, 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 cum să spun, de, de, de aprecia, dedicați, competenți. Deci, am avut. În, eu am stăpânit două, sau am stăpânit, am fost responsabil de două problematici mari. Problematica este europeană, deci toate relațiile bilaterale ale României, de la Republica Moldova până în Asia Centrală, și partea asta uh, securitară, asta însemnă pe de-o parte relația specială cu Statele Unite și cu Canada, deci America de Nord, și NATO, și de la UE și OSCE am avut componenta securitară, iarăși, busola strategică la UE și ce face osce pe linie de, de securitate, creșterea încrederii, dezarmare, toate chestiile. Deci asta a fost problematica mea în ambele zone am avut niște colegi absolut bestiali, deci dedicați, competenți și care au făcut o treabă excelentă. Eu, în multe privințe, să știți că n-am făcut decât să-i protejez, să-i sprijin, să-i apăr uneori, că, în fine, ca în orice minister mai sunt competiții de astea de interne birocratice, dar altfel, foarte multe dintre ideile care constituie astăzi esența politicii externe ale României au venit de la ei. De și am fost onorat să lucrez cu ei timp de 2 ani de zile. Acum trebuie să spun sincer că privind din exterior, pare un organism relativ ermetic ce se întâmplă acolo. Adică faptul că noastră a trecut pe acolo, nici de la noastră n-am mai auzit nimic. Ultima dată când ne-am văzut, ne am apucat să ne vedem de suficient de multe ori înainte de conflictul din Ucraina, după care v-au luat înapoi în sistem. Sunteți un om cu foarte multă experiență, am mai povestit despre carieră, nu o să fac acum un CV încă o dată. Pentru cei care... Este 25 de ani e suficient. Spre 30, așa? Spre 30, da. Am terminat Colegiul de Apărare în 93-94 pe NTU. Uite, anul ăsta fac 30 de ani de când, de fapt, am yes. început să mă folosească ca expert în 1994, da. acum ca o memorie, ca o, o chestiune de, de, memorialistică interesantă, în 1994 a fost primul meu contact cu NATO, acest uh, subiect atât de important anul ăsta pentru că e, da. e an de, de aniversare. Sunt 20 de ani de când România a intrat în NATO și 75 de ani de când Alianța a fost înființată. Iată. În 94, uh, fundația Hans Seidel uh, ne-a a spus Penețeului, avem niște bani disponibili pentru activități și pe zona de relații internaționale. Gândiți-vă la un subiect de relații internaționale, da. să-l putem finanța, să organizăm o dezbatere, o masă rotundă, pentru că uh, uh, interesul pnt era să se prezinte, să se facă cunoscut. vorbind de 94, dar încă mai umblau tot felul de prostii de astea cu moșiericu. în fine, aiurelile de uh, fake news-urile de început da, de anii 90. Dar... Ce vreau să spun, când m-am dus și am vorbit cu Corneliu Coposu, spunând-i, domnule președinte, avem niște bani ce am vrea să discutăm, mi-a zis Iulian Dragă, zice, hai să discutăm ceva de NATO, că noi vrem în NATO și nu toată lumea înțelege lucrul ăsta. Uh -huh. Și ăla a fost subiectul, sarcinea primit, am organizat dezbaterea, am o fotografie dintr-o carte publicată de Hans la acum câțiva ani, o fotografie care mi-este foarte dragă, că mă arată pe mine la masă cu Corneliu Coposu și cu cei de, de Hans Seidel, subiectul fiind NATO. Deci în 1994 eu, într-un fel, dacă vreți, am primit această sarcine, de care m-achit și în ziua de astăzi, de a construi o cale, de a găsi o metodă de a ajuta la aderarea lui la NATO. Pa asta face deci 30 de ani de atunci. 30 de ani. Asta face parte dintr-o strategie multianuală, multigenerațională. O mare strategie. În limbajul de specialitate, asta se numește grand strategy. Deci, obiectivele naționale care transcend anii, care transcend guvernările, exact, exact. care sunt valabile perioade lungi de timp. O să vă fac o mică confesiune. Am avut și eu o atingere cu Fundația Conrad Adenauer. Fiind de la Brașov, am mai avut intersecții pe zona asta de um, proiecte multietnice. Și în baza unui proiect multietnic ne-au luat efectiv de prin licee. Eu eram la liceu de Științele Naturii, mai era un, un prieten la Johannes Honterus, mai erau... Știți că sunt multe etnii în Brașov. Mult, puțin da, nu da. știe că avem și italieni, și greci, și romi, și de toate. Și românci, că... Și mai chiar. Exact. Și ne-au pe tot la un loc, am făcut un grup din ăsta multietnic și la un moment dat dintre noi au trimis câțiva la... în Germania, în 2003 pe banii lor, ne-au dus să interacționăm cu alte etnii conlocuitoare, ca să zic așa, din Europa. Și s-a lipit ceva de mine. Tot în, în 99-2000, da, 99-2000, am prins un curs de jurnalism la Sibiu, făcut de doi profesori uh, pensionari din Statele Unite, aduși de Centrul pentru Jurnalism Independent, iarăși, din acea strategie a, a țărilor occidentale de spray and pray nu adică dă cu apă și până la urmă ceva o să crească de acolo. Da, da, societatea civilă în România zona de uh, profesională de mass media, astea nu s-ar fi putut dezvolta atât de bine fără sprijinul financiar al Occidentului pe diferite canale. Da. fundații Iar fundațiile germane în, în România și Hans Seidel și Conrad Adenauer și Friedrich Naumann au făcut o treabă da. uh, uh, și cred că mai este o fundație, uh, cred că Friedrich Ebert, au făcut o, o, o treabă excelentă. Deci, efectiv, da. Le datorăm acestor fundații și, și poporului german, dacă vreți, da. uh, uh, sprijinul pe care în acești 30 de ani l-au dat pentru ca democrația din România să fie cât s-a putut da. de, de potentă, de, de, de vie da. și de activă. Deci, pe urmă, suntem rezultatul acestui Occident colectiv și noastră și eu, într-un fel sau altul. Asta e diferența mare între Rusia și Occident. Occidentul nu a avut și încă nu are, și spun încă pentru că fiind la o răscruce, poate discutăm un pic, sunt mai multe drumuri în fața noastră, dar încă nu văd la Occident altă intenție decât aceea de a ajuta. Și în momentul ăsta nu numai că încă, dar nu știe, în continuare nu, ne ajută nu, nu, pe nu cred că știe altceva. Cred că Occidentul s-a împăcat cu ideea că dacă faci bine, binele se întoarce. Da, mi -mi, e adevărat. Deci, și e mai ieftin să faci bine decât să faci nemții rău. și cu americanii care mi-au dat mie o mână și altora ca mine acum 20, 30 de ani, habar nu au că au făcut-o. Nici nu mai știu ăștia de azi. Cred că nici adineintea lor nu știau că ăștia au făcut vreodată chestia asta. Este pur și simplu o chestie că noi așa facem lucrurile. Occidentul colectiv, nu? Până la urmă, asta este mentalitatea lui. Faci bine, binele se va întoarce undeva. Nu știu unde, dar se va întoarce. Da, e o chestie de goodwill, de bunăvoință și de eficiență. Repet, oamenii știu și asta. Și e important, pentru că occidentalii, totuși fiind o zonă capitalistă, da. pentru ei eficiența și profitul sunt importante. Este mai ieftin să faci bine. Rău costă infinit mai mult. Rău duce la război și război este da. mult mai costisitoare decât pacea. Rău duce da. la tragedii. Deci este și mai civilizat, și da. mai onest, și mai uman, dar și mai eficient să faci bine. Da. Binele e mai ieftin decât răul. Și dacă îl faci de vreme dacă faci inception, dacă plantezi ideile alea atunci când trenul e fertil, eu, eu eram elev de liceu. Noi am făcut jurnalism ca liceni. Deci gândiți-vă cât de devreme mi-au băgat mie în minte chestia asta. Deci prima lecție de jurnalist pe care am luat-o înainte să intru la facultate a fost du pe stradă și vorbește cu oamenii. Și era ceva de genul. Ce să întreb oamenii ce părere au? Pe păi când am ieșit prima oară pe stradă să-i întreb... Scrii. Da, de, oamenii erau ceva... Erau unii care ziceau că nu vorbesc, că le era frică ca de securitate, că de ce întrebi. Alții era, Chiar mă întrebi? Da, hai să spun. Deci, și astăzi se mai întâmplă chestia asta, când ieșim pe stradă, uite, îl am aici pe colegul care este la like IQ Battle, pe Vlăduț, împreună cu, cu Bala. Când, ieșim pe stradă să vorbim cu oamenii, este o barieră în incredibilă. Ai generația mai tânără care este total dezvoltată, nu are nicio problemă, dar și printre ei vezi că sunt un pic stresați uneori, dar nici ei nu știu de ce. Sunt cei mai în vârstă care nu, e nu vreau să vorbesc. Noi încă suntem în transformarea asta. Deci, ne transformăm în chestia asta și până la urmă investiția Occidentului în noi ar trebui să arate niște roade mai devreme decât mai târziu, pentru că încă o dată, exact cum ai zis, suntem la răscurce. Poate introducere un pic cam lungă. nu încerc să fac un inventar al războiului, nu de asta v-am adus aici. Nici nu vreau să dau hate Ministerul afaceri Externe, deși trebuie să spun că e cam opac. Nu cred că ați avea motive să dați hate ministerului. Uh, nu e vorba de asta. Uh, v-am auzit vorbind și sunteți foarte pozitiv și, cum să zic, un susținător al activității Ministerului. E normal, veniți de acolo. Nu sunt unul lipsit de critică, sunt și lucruri care ar putea fi discutate, poate, dar e neapărat Însă, pe ansamblu. Amintiți-vă de câte ori am vorbit despre. Aici nu sunt de acord. Nu iese nimeni din mai să vorbească. Unde e ultimul interviu al doamnei Bun, Haideți să o luăm pe rând, că am vrut să vă dau un răspuns și mai devreme. Deci, în primul rând, apropo de opacitatea misiunii, să nu uităm că politica externă, ne place, nu ne place, în continuare, în toată lumea, în Occident sau în Așa. Rusia, este guvernată până la un punct și de secret. Operăm cu informații clasificate, avem reuniuni care nu sunt publice, sunt, sunt, sunt închise, se dar chiar secrete, unele dintre ele avem un loc o serie întreagă de întâlniri tetatet, tetatetul însă și esența tetatetului e ca informația nici măcar într un aparat Fata, vă contrazic știu mai multe despre ce zice la și Blinken decât despre doamna Odobescu. Nu stați o secundă nu nu e adevărat aici iarăși și să spun de ce nu e adevărat știți mai mult deci în primul rând deci odată deci ministerul unele lucruri vă place nu nu vă place sau ne place nu ne place Așa e regula peste tot, așa acționăm și noi pentru că altfel n-am fi profesioniști. Bun, deci obișnuiți-vă cu ideea că în continuare unele lucruri se vor întâmpla fără să știți și veți afla când, ce implicați. Când peste 50 de ani? Ok, asta este... în mijlocul unui război, am nevoie ca cineva să iasă odată pe săptămână un reprezentant... Ajungem și acolo, deci... Nu, lăsați-mă să închid ideea asta. Acuzația de opacitate nu e corectă și nu e fundamentată. Avem prea multe. Dacă mă lăsați, vă explic. Am nevoie ca o dată pe săptămână să mă minte cineva frumos. Bun, deci, va exista în continuare o zonă de secret. Asta e. Vă puteți raporta la ea cum, cum vreți. Doi, dintre toate ministerele guvernului o spun, am spus-o și, și, voi continua să o spun. Niciun alt minister nu comunică atât de mult cum face unde? Ministerul de Externe. Pe pagina sa de, de, de internet. Niciun alt minister 2024, nu spune... 2024, Uitați-vă, numărăm inventariem facem comparații dacă vreți. Și știu și de unde știu asta. Nu neapărat că mă uit eu sau mă uitam, că acum nu dacă o să o mai fac zilnic pe, pe pagina aia. Dar mi-o spun ambasadorii. Deci am avut discuții cu ambasadorul occidental și neoccidental care ne spuneau, domnule, noi n-am crezut că ministerul ăsta fii atât de transparent. Ne faceți munca mult mai ușoară. Spuneți foarte multe de, foarte mult despre ceea ce faceți. Pentru noi asta este foarte ușor. Că vă dați seama, ei trebuie să informeze și că asta e munca de ambasador acasă, ce se întâmplă în România, cum gândește România, Bine. ce face România. Încă o privire la comentarii, deci, dacă aveți punct... răbdare, îi întreb pe oameni care se uită, când ați auzit ultima oară, Astfel... Ministrul de Externe a României. Numărul și vorbind. masa pentru mine nu înseamnă mare lucru, pentru că eu vin din sistem și văd ceea ce sunt Avem un punct destul Cier... de Ia... educat aici. Nu nu, sunt nu, dar nu e vorba loc. de educație, e vorba de percepție aici. Deci, repet, comparativ cu alte ministri. Ministere, ministere. Bun, acum, rămâne de discutat această bucată. Dacă ministerul comunică suficient. Și aici e o discuție întreagă de făcut. Dumneavoastră, deci, nici Lavrov nu vorbește despre el. Lavrov vorbește despre politica externă a Rusiei, despre ce face Rusia. Cum, la fel, fac și minișii. Așa a făcut și Bogdan Aurescu și așa a făcut și face Unde? și doamna Odobescu. În pe interviuri, site, pe site, în comunicate. Păi, asta parte. Ultimul interviu al lui Bogdan Aurescu este la BBC. Deci, aici, uh, ce să vă spun? Bun, și asta era al treilea pe care vreau să spun. Politica de comunicare a ministerului stabilesc ministrii. Ei stabilesc cât comunică. Dincolo de, repet, informația constantă, zilnică pe care ministerul, aceste elemente de interviu, de exprimări personale și mai departe, de sunt în, inclusiv aparițiile, că la un moment dat, în fine, am primit și eu reproșuri, inclusiv de la prieteni, că m-am ascuns în ministerul de, de externe. Bun, deci, eu, vă, eu vă spun că tot Ministerul are o politică de comunicare aprobată de ministru, e gestionată de ministru, ministrul dă uh, uh, aprobările, stabilește momentele când se comunică, stabilește când ministerul are ceva de comunicat, dincolo, repet, de comunicate care sunt zilnice, deci sunt zi de. Uitați-vă la ce alte ministere și mai arătați-mi un minister, vreo agenție guvernamentală pe cineva care zilnic să ofere informații despre ceea ce face publicului larg. Nu face nimeni chestia asta. Deci, eu nu spun că Ministerul de Externe este perfect, dar nu pot este, a accepta teza este, că e opac. Din punct de vedere al comunicării, este în 95. Nu este opac. E în 95. Mă uit la toate instituțiile moderne din străinătate care își pun în față un purtător de cuvânt, bă, când vine John Kirby. Știi clar că o să te mintă frumos, dar e treaba lui iese și spune ceva repet, aici n-am ce să vă spun, că politica de comunicare n-am avut-o, în prerogativă, că poate eu aș fi făcut niște lucruri altfel. Dar, deci, am plecat de la afirmația. Deci, dacă spuneți că politica de comunicare mai poate fi îmbunătățită, sunt de acord. Doamne, Dar să spuneți că e opac mai e, niciun... este. Nu, asta e o afirmație împreună, nedreaptă. Împreună cu nedreaptă. Șeful, șeful, diplomației românești, care este până la urmă președintele, nu că el ne reprezintă la nivel de... la nivel extern, el este primul om. Este șeful statului și ca atare este omul cu rolul cel mai bine conturat mm -hmm. și aș spune chiar și rolul cel mai greu atunci când nu e vorba de politică. Este și președintele exatului și atunci cu atât mai mult exact. contează deciziile. Revenim la IGDLCC în dată ce spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio. Adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important, avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm. Și atunci, de ce trebuie să aud eu de la alți oameni cât de bun este președintele nostru? în percepția străinilor, când acasă are o imagine atât de slabă. Adică am auzit, spre exemplu, inclusiv că vorbeam mai devreme de Radu Hosu, care mi-a spus, zice, ai fi surprins, președintele Iohannis este foarte apreciat în Ucraina. Și nu doar în Ucraina, în foarte multe locuri. Și tin să-l cred. Eu, eu cred că s-ar putea ca Uh, nemții, spre exemplu, sau francezii sau englezii să aibă o impresie mult mai bună de, despre președintele nostru decât noi. Bun, dar asta face să, să, pe mine să, să înțeleg că uh, o parte din aprecierile legate de persoana președintelui româniei nu sunt uh, corecte sau sunt subiective. Pentru că... Da. Pe... Aici e, 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 un pic, e ceva schizu. Adică, pe de-o parte, exact. Occidentul și străinii au părere foarte bună și așa este. Asta pot să o confirm și eu, că doar am văzut-o timp de doi e ani de zile. nu? Pe de altă parte, în România, imaginea pare să fie ceva mai, 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 mai gri, mai, nu știu. Păi uitați, ești acum asta cu Palatul Împăratului, iarăși. Dar acum, hai, bun, hai să distăm pe aia, iarăși pe aia dreaptă. În general, în România, România are o tradiție lungă în a critica eu am tot timpul în minte povestea lui Carol uh, I, uh, primul rege al României. A venit la 1866 pe baza unei gândiri polce mai vechi, invitat de pe bază de referendum și aici o chestie asta mi-am pus aminte de curând într-o discuție cu cineva, profesor Adrian Niculescu de fapt uh, a rememorat cifrele. Referendumul de aducere a lui Carol I în România a avut vreo 600 de, mii de voturi pentru și vreo câteva sute cred că Adrian Niculescu vreo 200 de voturi contra. Deci la 1. 200 de mii. 200, nu, 200, 600.000 pentru și 200. Deci la 1859, okay. opțiunea Aproape românilor era preponderent copleșitor, covârșitor pro-occidentală, asta a fost logica aducerii unui rege dintr o familie regală europeană, legătură strânsă cu Occidentul. Nu ex-occidente lux, lumina venea de la Occident, ne orientam către către atunci. vest. E Carol vine la 1866 pe acest fond de așteptare și tot săracul are de înfruntat o serie întreagă de critici, de nemulțumiri, de, de uh, inclusiv o lovitură de, de, împotriva lui, care era de fapt o lovitură de stat. Tentativa aia de instalare a Republicii de la Ploiești, pe la 1800, nu mai știu cât a fost, 70 și un pic, sau oricum a fost înainte de război, de independență. Deci, timp de 11 ani, Carol nu este apreciat, deși, repet, referendumul a fost pro-aducerea sa. Nu era... N-a fost iubit, n-a fost respectat. Știm, iarăși, ajungem la povestea cu aia asta, maestate, nu se poate. La un moment dat, Copleșit a vrut să, să se retragă, să plece. E, dar a continuat să facă tot ce trebuia pentru țară, inclusiv pre și în special pregătirea armatei române. Și la 1877-78 -18, România au înțeles că au dus pe cine trebuie, pentru că pe eforturile lui de pregătire armatei s-a câștigat războiul de independență, salvând Marele Imperiu țarist din impas, ceea ce România da. nici până atunci, nici după aia n-a mai făcut. Or, din momentul ăla încrederea și respectul și, și prestigiul care lui Carol au crescut tot timpul și a ajuns într-un fel pe bună dreptate cel mai apreciat conducător român prin domnia de vreo 48 de ani pe care a deci, românii, în general, au tendința să-și bagatelizeze, critice conducătorii. Cum să vă spun? Pentru că, și pe partea de altă, niciodată buna guvernare în România n-a fost cum ne-am fi așteptat, cum am fi vrut. Întotdeauna avem nemulțumiri, frustrări, întotdeauna știm că s-ar fi putut mai bine și nu se întâmplă mai bine la. Și ca tare, dezamăgirea ne o descărcăm, în primul rând, concentrând tirul, ca să zic așa, pe, pe decidenții importanți și întotdeauna rolul. Am avut și ani lângă trei în Băsescu. Deci, efectiv, lucrurile bune, extraordinare făcute pentru România, nu se vedeau, se vedeau numai alea pe care nu le făcea și mai ales după momentul 2012, când încrâncenarea a fost și în România mare, aproape că nu i s-a mai dat credit pe nimic din ceea ce... Deși, repet, au fost momente Păi, Uitați-vă ce... contează acum că avem pe americani aici. Păi... Relația începută de Constantinescu-Iliescu a fost fundamentată și betonată bine și dublată de un acord politic cu America de trei ani, Băsescu în perioada da. celor 10 ani de, de mandat. Dacă întreb lumea pe stradă, din păcate și e nedrept, cred că opinia în continuare este negativă la adresa președintelui uh, uh, Băsescu pentru că, probabil că nici faptul că a fost atât de puternic nu le-a plăcut unora români. Deci... Românii sunt foarte subiectivi când e vorba de conducătorii lor și, în general, au tendința să nu vadă. Și cred că, uneori, așa ne tratăm și pe noi. Când avem supărări noi între noi, nu ne mai uităm la lucrurile bune ale le vedem numai pe alea, slabe, greșeli, cine n-are, scăpări. Și, dintr-o dată, profilul nu este unul complet și corect. Timp să vă dau dreptate. Adică, ce vreau să spun este că... Dar... Ce am văzut eu cu ochii mei și am văzut, da, chiar, da, din interior mai ales, este că în toate momentele cruciale, toți președinții României, când au trebuit să facă ce trebuie pentru ei, au făcut. Și Ion Iliescu, nu vorbesc de primele două mandate, că acolo e o altă discuție, dar da am intrat în NATO cu Ion Iliescu. Da, da, și, la la și la Ion Iliescu și la Treambăsescu aflam. Acum păi, trebuie ce să am încredere. Ce nu știți... Uh, uh, când vine vorba de activitatea Spre exemplu, relația noastră cu Ucraina, l-am auzit la un moment dat pe Volodymyr Zelenski spunând că este foarte recunoscător ajutorului României. Noi nu știm care e ăla, la nivel public, pentru că nu am auzit niciodată nici... Uh, șeful... Dar aici s-a explicat și mi s-a spus că asta e politica statului român, hotărâtă. Pe aici nu am hotărât, eu nu pot eu să dau de desubturile, nu, chiar dacă nu mai sunt, sunt o oficial de guvernamental, de publică, măcar -o să dau ceva. Adică nu e totul sau nimic, nu e albă sau neagră. Repet, Ar nuanțe. Aici nu, nu, -am, nu am... Deci, sunt de acord, cu ce, dacă ducem discuția în, în termenii ăștia, că politica de comunicare publică în România ar trebui îmbunătățită și poate fi îmbunătățită. Eu am alt punct de vedere uh, în, în atenție și aici spun un lucru care nu o să le placă unora. Am îndoiel că noi facem față cu succes a, a, aceste ofensive informatice împotriva noastră. Da. Deci am un sentiment că narativele false, mincinoase, contrare intereselor statului român, dezvoltate fie de idioții noștri utili, fie aruncate în, în, în curtea asta noastră de, 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 de din străinătate din afară, capătă greutate, se umflă, cresc și pe partea de comunicare strategică. Pentru că nu nimeni altcineva acel teritoriu. Statul, da, de comunicare. Deci aici sunt de acord și eu că pe partea de comunicare strategică la nivel național nu, 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 nu ține pasul cu vreme. Dacă nu umpli aerul, o să-l umpli altcineva. Dacă eu tac în momentul ăsta, o să începe să vorbiți la un moment dat. Eu înțeleg perfect că e logică de o să vorbiți singur, dacă e nevoie toată ziua, pe, las, fără să vă repetați. Sau un trafic, ați văzut, nu ai lăsat locul exact. liber, s-a băcat altul. Și atunci, înțeleg dacă înțelegem în chestia asta... Eu înțeleg, dar... Și mai e ceva. Și o să vă zic chestia asta și o spun cu, cu strângere de inimă. Nu, poate, poate nu este fer față de care o spun. Dar eu am percepția asta Poate vine din frustrare că liderii noștri se uită la populație de sus în jos, așa de acolo, și zic. Dar de ce să le spun, mă, că ăștia prea proști să înțeleagă? Nu, nu. Asculta. Deci, liderii sunt ca și societatea. Deci, dacă îmi spuneți mic că în societate, avem numai oameni răi sau numai oameni buni. Atunci înseamnă că le este atât de frică. Avem lideri. Ori le e frică, nu, nu. ori sunt nu, nu. prea deștepți ca să se coboare. Vă spun, ca, ca unul care am fost în zona asta de vârf 2 ani de zile, discuțiile astea așa foarte generale, da. foarte generalizatoare, care îi bagă pe toți. Vă spun, nu impresionează pe nimeni în zona de administrație. Știți de ce? Pentru că, și pe bună dreptate, cred că e o reacție umană. În momentul în care e o critică la modul general... Tendința este să nu te consider vizat. Nu e despre mine. N-a zis numele meu, nu mă privește pe mine. Și ca atare, criticile să zi, astea, să zic cu nume. vă spun, nu mișcă pe nimeni pentru că, ne fiind clar la ce te referi sau care aspect trebuie îmbunătățit, nimeni nu se simte vizat, nimeni nu se simte obligat să facă ceva și cred că de aici a și ieșit proverbul ăla că câinii la caravana trece. Pentru că și dacă ai vrea să faci ceva, nu înțelegi de fapt care este e problema. Deci, ce anume trebuie schimbat, ce anume trebuie îmbunătățit. Păi Vreau să vă, vă dau un exemplu foarte simplu. A trecut și pe la NATO, da, și știți care sunt regulile acolo. Cum poate numărul 2 NATO să facă turneul podcasturilor din România? El a, a mers pe la toată lumea. Merge să se duce la orice televiziune care îl cheamă, să Dar în nu e contrafeș postului, Ioană. nu este. Mircea Mir 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 Joana este peste tot. Da, ai dreptul. Și lui. e și la NATO, avem are responsabilitate, deci, are Nu se... am și... să se plângă cineva că nu-și face treaba la NATO, are timp și de podcasturi în România la la oricine îl cheamă. În fișa postului de secretar general adjunct intră uh, și uh, pentru asta îl și folosește secretarul NATO de foarte multe ori. Promovarea politicilor uh, NATO sau obiectivelor pe care NATO le are în urma deciziilor da. statelor, statelor membre. Da. De foarte, pentru că gândiți-vă, secretarul general e invitat de foarte multe ori la conferințe, da. nu se poate duce că le are și pe alea alte. Și atunci are un secretar general adjunct care îi completează efortul. În, și România, -ajută. în România, Cotroceniu, Palatul Victoria, MAE pe cine au să iasă și să facă comunicare publică, să umple aerul, ca să nu-i lase pe idioții utili și pe băieții de la San Petersburg să umple cu narațiuni. Au purtători de cuvânt, au comunicate, au declarații personale. Președintele a dat un interviu la ultima reuniune. Cui? La Bruxelles. Am văzut că aici asta de vorbă cu presa, a explicat niște lucruri. La un deci, interviu. Bun, deci, repet, noi am plecat de la... la briefing. Deci am plecat de la ideea că pe mai era discuția că mai e opac. Mai nu e opac. Deci asta, repet, neg în continuare categoric. Dar că comunicarea publică în România se poate îmbunătăți, aici nu vă contrazic, nu sunt eu expert în comunicare și nu vin să avansez prea mult. Așa este. Sunt alții care... Nu v-am chemat să vă cer că nu mai sunteți acolo. că mă puteți certa că nu mă simt vizat. Mă stresează faptul că în absența comunicării instituțiilor noastre aici pe frontline, pe partea asta de lume, că avem războiul lângă noi, România au început să devină permeabili la mesajele. Ce uh, pot eu să vă spun este că cine nu comunică va pierde. Pentru că o mare dezbatere, o mare luptă, și dincolo de dezbatere, o mare luptă, e pe partea asta de comunicare. Avem un război al narativelor. Narativele vin prin, prin oameni. Deci în momentul în care da. Zaharova iese și spune tot felul de prostii legate de limba română care vine din limba moldoveană și alte aiurele de felul ăsta, inevitabil, dacă nu va primi un răspuns dintr-o parte sau dintr-alta și în mod normal răspunsul ar trebui și aici sunt, aici putem distra punctual, poate nu la fiecare că și, asta e și o armă încercând să zgândăre și ca să primească o replică, ca să continui ping Că ping-pongul ăsta, evident, de multe ori în favoarea rușilor. Dar cel puțin pe chestiunile fundamentale trebuie date răspunsuri la toate aceste teorii absurde. Și aici vă spun un lucru. O să ziceți că sunt exagerat. Eu aș sfătui pe unii dintre colegii care sunt prin, prin sistem guvernamental și au responsabilitatea asta comunicării strategice să se uite un pic la cum făcea comunicare strategică regimul Ceaușescu, care avea structuri specializate. Eu am discutat cu oameni care lucrau, se numea secția de propagandă specială sau ceva da, de genul da, da. ăsta. Și culmea în relația cu obligația lor era, unor chiar nescrisă, că, acum să vă mai spun o chestie, în regimul comunist erau două planuri. Era planul oficial unde erau decizii, dar lumea știa ce are de făcut și mai ales că era vorba despre veghearea rusă, ca să scape de supraviețuie sovietică, să scape de ochiul vigilent al organelor sovietice și asta știu de la oameni care au lucrat în sistemul comunist. Unele lucruri se decideau pe vorbe, în formate mici, se dădeau mai departe pe vorbe, n-au lăsat în urmă o hârtie, dar oamenii au pus în practică. Adică niște abordări și niște lucruri foarte interesante. Și secția avea, deci replica, în primul rând, se dădea Partidului Comunist din Uniunea Sovietică și Unii Sovietice. Institut, am lucrat, am avut o secvență de vreo lună de zile, în fine, de directorat la un institut al armatei focalizat pe istorie militară și, și politică de apărare. Institutul a fost creat prin 69, imediat după momentul 68, de, de Partidul Comunist, pentru ca un grup de istorici foarte buni, foarte competenți, Talpeș, Mihai, Ionescu, academicianul Florin Constantiniu s-au format și au venit din zona aia, să dea un răspuns pertinent, științific, argumentat, unor teorii care au început să răsă circule în special în spațiu comunist, vis-a-vis -vis de istoria României, integritatea teritorială, chestii de astea de prin trecut, Transilvania și așa, și așa mai uh, departe. Deci, aici putem discuta pe zona asta de, de război a narativelor și eu cred că organizarea noastră este deficitară, că nu e o bună împărțială a rolurilor, că nu se știe exact cine de ce răspunde și că dacă o să. Bun, plus e adevărat, Dar aici, în fine. Eu văd și eu o anumită timiditate sau teamă în a ieși și a da piept cu presa. Adevărul că presa în România este, cum să are efect de intimidare de foarte multe ori. Pentru că sunt multe televiziuni, multe voci. milioane e simplu. Nu mare nu, parte nu, din presa de la noi e anesteziată de banii de la nu, nu, aia e uh, cum să spun? eu înțeleg uh, uh, teama, dar vă spun că nu, nu, nu nu e suficient, pentru că mai e un lucru care s-a întâmplat apropo de revoluție în ultimii ani. Uh, Mi-a adică am făcut un curs la Colegiul NATO și a văzut un tip de la BBC, Nick Gowing, parcă așa îl chema, dacă nu i greșesc numele, celebrul la vremea respectivă, un moderator de de mare forță, de mare amploare care a început prelegerea spunând guess what, adică ghiciți ce a scos un mobil, îl vedeți, are cameră, da, toți te ziarici din momentul ăsta în care aveți, dacă aveți telefoane cu o cameră. Deci, chiar dacă presa, nu poți să o cuperi cu banii o societate întreagă, uitați-vă cum omul filmează așa. și dă. Da, dar... Deci, mare parte, din, asta mare că... parte din discurs, uh, cel puțin discurs. Eu nu lucru... cred în anestezia presiei. Nu, nu, nu funcționează, nu o să meargă așa. A, și... marile talk show-uri, unde se pornesc narațiuni și discuții de genul ăsta, mă uit acolo și zic, Bă, pe bune! Și hai să vă mai dau un element. Eu, în fine, am mai văzut în presă niște sume date. Păi, te uiți la niște televiziuni care au luat niște bani, dar nu fac de bani aia ce Pe păi nu ele, o, că patronii iau bani și... Tot tăvălesc, tot critică, tot... Nu, mai... Amintiți-vă adică, de ultimele campanii electorale. E o zonă de perfidie, mai ales pe... Din păcate, la Ca... noi în continuare, televiziunile contează mult. Care, iarăși, salvează, dacă vreți, la ultimele spiritul la lege... critic al televiziunilor, al mass media. La ultimele alegeri.

Acum pare că mimează această dezbatere și această vânătoare de politicieni. Când a văzut ultimul mare scandal cu politicieni în România? A scos record, dar acum mai investigație cu clădirea din aviatorilor, atât. În rest, ziceți-mi un politician din România care este luat la țintă de presă. Acum să vă spun, eu ce-am urmărit în ultimii doi ani și eu mă declar uh, mulțumit, nu foarte mulțumit, dar mă declar mulțumit, a fost modul în care presa din România reflectă situația asta complic, uh, geopolitică complicată și războiul, agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Dar nu dar, dar despre aici, politicienii noștri mai bun, puțin. Bun. Despre politicieni pnl PSD. Batista Pețambar. Haideți că. Din nou. Mm, uh, ei nu sunt așa de fericiți. Dacă nu sunt așa de fericiți, înseamnă că nu sunt relaxați. Dar nu au că cum să fie, nu vor fi niciodată și fericiți. Fost, nu, iar aici, iarăși, nu va aș să vă dreptate, pentru că, totuși, periodic au fost cazuri mari, mai, mai ales când s-au combinat și cu justiția. Ultima mare demisie cu scandal din o uh, instituție, din cauza unui scandal de presă, nu mi-aduc aminte. Pe organizarea alegerilor și pe înțelegerea partidelor pe alegeri, presa vorbește de zile întregi, de tensiuni, de supărări, de. Da. Da, da, Și până la urmă tot au comansat alegerile locale cu cele europarlamentare. Care e legătura între cele două? Nu pot. Și legătură. e un element care va... Presa, dacă zice prea departe cu luatul de bani de la partid, riscă să pierdă cetățeanul ca și consumator de presă. L-a pierdut deja. Bun. Și avem Facebook-ul, social media, avem omul da. simplu care reacționează. Da. Adică asta e bine, că întotdeauna când ai mai multe instrumente și ele pot să meargă într-o anumită sinergie, scăpări sau derapaje într-o parte pot fi comp compensate. compensate. Podcasturile care au luat amploare și e plin Uitați-vă la formatul ăsta. N-are nevoie de patru burtiere cu galben aici, cu breaking news, alertă, chestii urgente, dezvăluiri care urmează într-o jumătate ori. Discuția asta nu are nevoie de chestia aia, pentru că nu ați primit întrebările înainte și știm amândoi că discuția asta nu are stăpân. Noi asta ați venit cu ideile noastre și am venit cu o listă, o listă de întrebări. Bine? Dar nici nu v-am întrebat ce, ce vreți să mă întrebați. Exact. Că nu mă oferesc. asta, de, a, a, asta e una dintre Asta e și motivul pentru care mulți reprezentanți din instituțiile publice mă refuză. Am avut la un, până la un punct promisiuni până la cele mai înalte niveluri, după pentru care s-au retras. care e diferența între mine și ei? Eu am <gătă> fost armata la paraștiști. Deci eu sunt tip curajos. Nu vă e frică să dați cu fundul de pământ? Nu, nu, nu mi-e frică să plec la război. Deci, și dacă nu mă sperie un război în care, din păcate, astea sunt se moare, cu atât mai puțin mă sperie un război mediatic sau nu, politic. Care sau război, domnule? Suntem pe internet aici, nu e niciun război. Deci, v-am auzit vorbind. Ar trebui să fie un război pentru binele României, pentru adevăr. Păi, da. Pentru adevăr merită să facem un război. Păi, asta facem un fie Bine, zi. un război de idei de. Da. De... V-am auzit vorbind destul despre Rusia-Ucraina. O să fac o recomandare ca să nu mai vă pun să repetați tot ce a spus la vorbitorinci, la, la Striblea. Încurajez pe oameni să se uite și acolo. No hate. Mi-a luat-o înainte, bravo lui. Însă, într-un fel... Nu a fost o competiție, în, nu în, a a fel, așa. Fel, dar de ce? Suntem într-o competiție și pe internet. Dar e meritul lui care a reușit să, să vă aducă și ați adus niște argumente bune acolo. Ce aș vrea de la dumneavoastră e să mă aștept un pic să depășesc un pic planul ăsta imediat al conflictului, pentru că l-am mai analizat, am vorbit aici și cu Radu Hosu, vă spuneam, care are informații de la prima mână, exact cum ziceam noi, Bocanci, acolo în tranșă. E o sursă foarte valoroasă, pentru noi toți ceilalți ne bazăm pe ce citim în studii, rapoarte, analize. El e contactul direct cu, cu, realitatea de acolo și este extraordinar de important lucrul ăsta. Și, 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 pentru asta trebuie apreciat în ceea ce face. Acum, eu n-aș vrea să insist, dar mă aștept ca o parte din informație pe care noastră l-aveți de la SIS să fie mai bună. <gri> Eu am avut Ar informații trebuie. de la toate uh, și nu eu, că eu nu am. Eu ca persoană n-am dreptul la informații. Eu, ca demnitar al statului român, conform legii, sunt beneficiar și am avut acces și la informațiile SIE și la informațiile SRI-ului și la informațiile uh, foarte importante, valoroase, venite din zona armată și uh, Ministerul de Interne a contribuit pe spețe și pe teme pe care ei le-au un lucru și le știu foarte bine, pentru că, până la urmă, avem totuși o comunitate de informații și se lucrează integrat. Deci, uh, și ăsta este un lucru foarte, foarte bun. Și de fiecare dată când am avut întâlniri, am avut întâlniri cu toată lumea, era fișa postului, pentru că ce se întâmplă? Aici trebuie înțeles un lucru. Ministerul de Externe este vârful icebergului. Că, de fapt, statul român înseamnă și o componentă care este sub apă, ca să spun așa. Și uh, trebuie să lucrăm uh, într-un format integrat, pentru că nu, ne put nu, nu, nu deține nimeni adevărul suprem sau, uh, sau absolut. Doi, Fiecare aduce perspectiva proprie, nu e cu cea diplomatică, politică, externă, ei cu perspectivele lor operaționale și ce mai au în, 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 în responsabilitate. Și trebuie să le punem la un loc că produsul care zice la axat, trebuie să fie unul comun. Din privința asta, este un lucru foarte bun să lucrează foarte. Eu știu cum era statul român cu 30 de ani fac o paranteză dacă îmi dați voie, la Colegiul Național de Apărare, în 1993, am avut o masă rotundă foarte interesantă cu șefii de la vremea respectivă a celor trei servicii de informații. Au venit Ion Talpeș, au venit Virgil Măgureanu și cred că era Decebal deja la, la, Direcția de Informații Armate, masă comună cu trei, fiecare și-a spus punctul de vedere, iar eu fiind la început și cu urechile și ochii, cât cepele, pentru mine a fost foarte interesant. În anul următor, în 1994, am vorbit cu cei care au fost la colegiu atunci, nu au vrut să mai vină împreună Împreună. Fiecare șef de serviciu a cerut să vină separat de ceilalți doi. Și au venit rând pe rând că erau toți aceeași. Deci nu au mai vrut, deci academic, timp de două ore sau cât o fi durat chestia n-au vrut să stea împreună la o masă cu cursanții Colegii național de Apărare. Vă dați seama ce relație antagoni. după care au fost scandalul, terasa, anda, lucrurile astea vei și lumea nu prea așa ce aminte de Dar deci aia era o vreme în care serviciile noastre își dădeau un gât unii altor operațiunile, ceea ce e un lucru absolut abominabil. Deci e contrar legii în primul rând și spiritului de cooperare. Nu da, mai fac și acum. Nu, nu mai fac. Mai puțin. Dar nu. Sunt, sunt, instituții Tot, care acolo. au suprapunere în momentul ăsta pe partea de cibernetic, dacă vreți. Avem vreo 4-5 instituții de ale statului care atunci când se întâmplă cât un atac informatic din străinătate sau vreo manipulare sau vreo chestie care vine din exterior, nu, mai știe cum. ca... Care... Acum, apropo de cibernetic și asta putem discuta și apropo de informaționale. Astea sunt provocări noi, pe care le înfruntăm de câțiva ani de zile. Da. Uh, am construit uh, uh, pe securitate Cibernetică, e sistemul construit și asta este un lucru foarte bun okay. și și acolo. Eu, asta e informație publică. Eu când eram la Cotroceni eram șeful consiliu Operativ, deci făceam coordonarea pe proiectele mari și pe alte chestiuni între servicii apropo de Comunitatea de informații. În oglindă, pe același model ulterior, am construit ceea ce se numește și astăzi Consiliul Operativ de Securitate Cibernetică. Și integrat, inclusiv cu instituții civile, am construit un sistem astfel încât dacă lucruri grave se întâmplă, să se analizeze integrat, să se gândească integrat și să oferim cel mai bun sfat, cea mai bună, cum să spun, recomandare și președintelui și premierului în calitatea lor de, 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 președinte și vicepreședinte. S-a mai rezolvat, adică pentru că uh, Să și da. cu STS-ul Ce de se întâmplă? Cu Problema în felul următor. Când e vorba de agresiunile astea noi, astea sunt agresiuni care privesc o societate, nu privesc o, cum e la armată. Armata, în primul rând. Și atunci împărțirea responsabilităților întotdeauna o să fie foarte dificilă și întotdeauna va rămâne această problemă, dacă vreți, de stat, deci partea de stat guvernamentală, zona de societate civilă. Mi-aduc discuția legată de bănci. Da, băncile sunt actori privați. Deci obligația statului este în primul rând să apere uh, România în ansamblu și zona de stat că. Da, da, egal, la... sunt banii noștri, economia noastră. Nu, o secundă, e Tocmai, și după care se întâmplă? la care e miza băncilor. Exact. Și ulterior s-a construit o relație partenerială între stat și bănci pentru că interesul este comun. Cum spuneți, eu actor privat. Dar dacă 100.000 de români își pierd conturile pe atac cibernetic, vă spun eu, nu se vor ce peste băci. Tot către stat vor veni cu întrebarea. Ce Ceasul... și pe această logică firească, normală, s-a construit o relație da, partenerială. Spitalele? Da, spitale, nu când când e vorba de spitalele. Acum, spitalele și Camera Deputaților. Acum, ce se întâmplă? Nu poți să construiești relația numai dinspre stat, pentru că ea sa... și la cameră nu a vrut nimeni să povestească. Eu, din ce știu, și aici am, trebuie, în fine, e de două urechi, nu de trei, ca să avem cunoștință. Trebuie uh, verificat. Dar eu înțeleg că uh, cel care răspundea de Camera Deputaților la vremea respectivă, din tot felul de obsesii conspiraționiste și frici și așa mai departe, nu a vrut să accepte ajutorul și asistența oferită de cele două instituții mari cu responsabilități pe zonele de securitate. Se întâmplă, de tot timpul. Și... Se întâmplă tot timpul. Oamenii din tot felul de instituții nu au încredere în ceilalți în alte instituții. Păi... Așa, așa, păi dar își da, aș merită soarta, pentru că, pe de o parte, neîncrederea lor așa. nu este justificată, pe de altă parte, ok, există alternative la stat, dar bagă mâna în buzunar. Iați o companie specializată, pune-i pe lasă-i pe să-și facă Perfect. treaba. Ține în de ce spun. la mare. în mandatul ori, dumneavoastră, ori, dumneavoastră, la mare. spital, spitale. Deci toată lumea trebuie să înțeleagă. Am înțeles. Lăsați-mă să termin ideea că e importantă. Inclusiv zona privată sau de actor de stat în afara zonei militare, că securitatea cibernetică a ajuns la fel de importantă ca și gestionarea banului public sau informații. Da. Deci vom avea cazuri, uitați-vă ce vă spun, în perioada următoare când șef de instituții, dacă se va dovedi prin ancheta parchetului că nu și-au respectat obligațiile pe linie de securitate cibernetică, vor plăti la fel de mult ca atunci când nu cheltuiești banul public cum trebuie, cheltuiești ilegal sau ineficient sau bani. Daniel, sau când nu gestionez corect informația. Deci, averea asta cibernetică a statului este și trebuie tratată la fel de importantă și la fel de, 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 de necesar de a fi protejată ca și banul public sau ca informația statului atunci când ea este clasificată, în primul rând, de către. Total uh, de acord. Instituții. Dar avem așa. O, o sumă întreagă. Sunt tot felul de entități de genul ăsta care colectează informație. Guvernul... Nu, asta a... este iarăși un mit. Asta cu informatul. Orice colectare de informație costă. Este atât de multă informație disponibilă, asta, încât da. nimeni nu are, nici măcar CIA-ul, fbi nsa cine vreți dumneavoastră, nu are nimeni atâția bani încât să colecteze tot. Dovada, știți, cea mai bună sau argumentul cel mai bun pe care l am? Asta este valoarea cooperării, de exemplu, pe zona de inteligență. Întotdeauna ai nevoie de ceva ce ăla n-are are și tu n-ai și de ce n-ai tu, pentru că nu-ți poți permite să ai tot. Costă. Orice lucru îl vrei, este. ăla costă. Și la fel și cu informația. Asta trebuie stocată, trebuie logica culeasă. Asta, pe logică asta mi-e mai ușor să accept faptul că și Ministerul Afacerilor nici toate telefoanele nu sunt ascultate. Pe aceeași logică. Ascultarea unui telefon costă sunt, bani? Sunt ascultate retroactiv. Nu, asta... Se registrează tot. Vă spun eu, dacă vreți că m-am documentat, știa, am eu informații. No, acum, glumez. dacă știți lucrurile mai bine decât mine, n-am ce să uh, fac. Dar, uh, o să vă zic că uh, face Apple ceva interesant acum cu comunicațiile fix din cauza a ceea ce vine. Însă, o paranteză la ce a spus dumneavoastră, partea asta cu uh, colectarea de informații, cât erați dumneavoastră acolo, Ministerul Afacerilor Externe a făcut o licitație pentru o soluție de inteligență artificială ca să monitorizeze social media. A de la dumneavoastră. Pe cuvântul onoare că n-am știut. Bine, eu n-am avut o răspundere partea asta. Mă așteptam să primim măcar nu, un da, briefing să de să la AI să -ți care nu, urmărește nu. Facebook. un mi să vă zic. Da. Urmărește presa, urmărește Facebook-ul și avea în caietul de sarcini să ridice alerte în legătură cu subiecte de interes pentru Ministerul Afacerilor Externe în mai puțin de jumătate de oră de la o postare sau un comentariu important. Deci eu v-am care a fost portofoliul meu și, și parohia mea. Deci eu m-am ocupat strict de această zonă. Ministerul e mult mai amplu. Ministerul are personal, are financiar, are o direcție generală de com relații sau comunicare sau relații publice, cum să o numi ea, are direcție generală consulară, face oferă sprijin da. și asistență când e nevoie. Astea toate se descarcă la ministru. Eu am avut felia mea, deci... A, și... Da, dar au și unei ai, au plătit nu știu câte milioane pentru unei ai care să centralizeze informația. Nu repet, informația asta de la dumneavoastră, dar oricum mă interesa și nu era relevantă a, asta, pentru asta mea. cu ascultare, hai să vă zic foarte scurt. Pentru cei care mai urmăresc, când ne-am mai povestit aici mai, prin Curiosity despre faptul că Apple tocmai a dat drumul la un update de, pentru iPhone-uri săptămâna trecută prin care să facă discuțiile pe mesaje criptate cu rezistență la decriptare quantum. Că vin calculatoarele quantum și se asta. vor putea decripta toate conversațiile care sunt stocate, dar care în momentul ăsta nu pot fi decriptate. Ați auzit de chestia asta? Da. Deci quantumul este coșmarul criptorilor și acestei discipline și meserie atât de interesantă, pentru că prin viteza fenomenală, fenomenală, care este protecția principală pe criptare în momentul ăsta? Cu calculatoarele de generație și de cu soluția tehnologică, asta pe care o folosim de ani de zile, cifrurile complexe pot fi descifrate, dar durează zeci de ani, unii zic chiar sute de ani, ceea ce Așa evident ai. face criptarea să fie impenetrabilă. Cu quantum computerele înțeleg că operațiuni și, și durate care ar fi de ordinul lunilor, anilor, se reduc la ordinul zeci de minute, minute, ore, ceea ce dacă te apuci dimineața pe la 8 de de, 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 de decriptat un, un cifru cu pe bază așa înseamnă că undeva pe seară îl ai, da. ceea ce îți permite ulterior să interceptezi comunicațiile. Deci deci chisele mari le știu le-am înțeles și repet, în zona oamenilor da, de specialitate deja e multă panică, panică că, Așa. da, iarăși știu din istoria lungă a științei și tehnologiei uh, civilizației omenești că uh, fiecare armă își găsește repede contraarma. Cu alte cuvinte, vor inventa oamenii rapi, rapid, vor inventa nu știu cât de rapid, că aici nu, nu am, nu am, și oricum nu e, e, e o curiozitate, nu e neapărat o preocupare, dar vor găsi formule de... Uh, uh, vor folosi, cum la calculator au venit cu o altă soluție de, de gestionare a informației, la fel și pe criptare vor veni cu alte soluții și... Uh, Plus că, să vă spun un lucru, ne rămâne întotdeauna un avantaj mare pe care îl avem, respectiv utilizarea informației, că de-aia l-au prins pe Bin Laden atât de târziu, pe cale orală de la -om, om. Pe Bin Laden l-au prins, Bin Laden nu comunica prin mobile, Bin Laden comunica prin mesageri, ca cu 2000-3000 de ani omul de la maraton care s-a dus cu... Bine, a, 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 aia nu era o comunicare, da. ci a, secretă în fine, s-a să anunțe. Deci, a, prin viu grai. Deci, bine la atent, de -aia, în momentul în care au luat urma a, medicului personal și cel care era și curier, l-au urmărit până la unde se duce și au găsit casa și pe-au presupus 50% probabilitate că e el și au avut dreptate. Deci, rămâne în continuare această zonă și mh, oricâtă tehnologie am avea, oricât satelit și ascultă și așa mai departe, să știți că zona asta de sursă umană rămâne în continuare de da, da. informații că nu poți mai... să intri în creierul omului, cel puțin deocamdată, A, așa cu nimic este. altceva. Dar toate comunicările ale mele, ale dumneavoastră, ale noastre, de tuturor, din ultimii ani, sunt stocate undeva, mai ales partea de cine cu cine. Eu m-aș bucura să le mai citească Meta, ceva pe data. ale mele din când în când. Păi da, nu e problema de lucruri asta. foarte importante în trecut și care s-au dovedit valabile în timp și sper că cineva să le descopere. Păi în, uh, dumneavoastră ne-ați speriat când ați spus că vacanța s-a terminat într-un interviu păi și aici. nu s-a terminat? Ba da, s-a terminat. Am spus că vine pandemia? Am spus și că țările de război și se remilitarizează politicile externe. Și, iarăși, de iarăși, atrag dar... de dumneavoastră și, de când Și ce maes, e drag cel mai tare mâiniți. din ce am spus? Am prin 2016-2017, am niște articole despre, unul se intitulează chiar așa, lupta dacilor cu România Occidentală. I-am mirosit păștea de, de, de astăzi de atât de bine, pentru că semnele erau pe, pe, masă și se puteau pune cap la cap și citi și mai știam și un pic de istorie. Deci nu, acum că au trecut șase ani până când ei s-au manifestat și îi vede toată lumea, asta e altă discuție. Dar eu acum șase, șapte, șapte ani atrăgeam atenția asupra luptei dacilor cu ghilimele de rigoare, pentru că altfel realitatea istorică suntem și daci, suntem daci romani. Lupta dacilor cu, deci cu ghilimele cu România Occidentală o avem sub ochii noștri. Mă distrează că văd BMW-uri cu dac la număr, dacă, dar nu văd cu râ <laughs> De la roman. Sau român. Preferă să-și pună dacă unii dintre ei. Toma... Asta e o deformare. Deci e o deformare periculoasă a istoriei noastre. Da, nu, nu, nu mă ajunge prea mult și acolo. Și în folos rusesc. Asta să nu uite Evident, e în un folos... folos M-am dorit foarte mică... mult să vă aduc aici. Știți că proiectul Dacia a fost proiect rusesc undeva prin Ecaterina cea Mare, dacă nu mă înșel, am și niște chestia acum vreo câțiva ani, deci mi-au aminte de ele acum câteva zile. Ecaterina cea Mare a avut un proiect, deci a vrut să facă un stat tampon din cele două principate, Valahia și Moldova, să-l pună pe. mi se pare că pe potem pe, uh, uh, îl avea în vedere să-l pună liderul acestui stat tampon, și statul ăsta tampon, un stat tampon între Imperiul Tsarist și Imperiul Otoman să se numească Dacia. Deci dacă ar fi să fiu al dracu și să, să abuzez un pic, dacă vreți, de corectitudinea de, de, de analiză, aș putea să spun că ce e un proiect rus. Pentru că la un moment dat, rușii au avut acest proiect și așa se numea entitatea pe care ei vreau să o constituie din, din cele două principate. Din unirea celor două principate. Ar putea, să, un vină, un celor ar putea să vină și mongolezii și să spună Rusia este un, este evident, un proiect evident, mongolez evident, la bază. Evident, evident. Nu? Evident. Dacă mă uit așa la Putin, are ceva din genele lui Genghis Khan? Mamă, cred că l-am enervat pe ăsta. Să nu-mi trimită niște asasini. Așa. Deci, m-am bucurat foarte tare să uh, vă avem din nou aici pentru că aveți capacitatea să a vedea în viitor. Uh, M-a interesat. mine m a interesat faptul că vă opriți să nu, că așa. Cu... Mult am am nu. capacitatea, sau talentul, că mai degrabă e o chestie de talent, de instinct, de a uh, vedea niște tendințe și de a încerca să-mi dau seama care dintre ele vor fi dominante. Deci, dacă prin a... deci aici, da, aici puteți să băteți. Am aici, mirosit da? bine niște lucruri în puteți trecut. Puteți să băteți, eu. La partea de a. Aici... Nu, nu, nu poate poate. Nu, nu păi, e -are, are, are încă intuiție. Creierul nu poate funcționa. Nu are un mecanism atât de perfect. Nu, atât de că Nu are un mecanism atât de bun încât statistic să funcționeze ca inteligență artificială. Problema inteligenței artificiale în altă parte, de creativitate și de imaginație. Nu va trece niciodată nimeni. nimeni imaginația și creativitatea creierului uman. Așa este. Dar ca să închidem partea asta de criptare de mai devreme, cei de la Apple v-am spus au dat drumul la un update pe 7, iOS 17.4, mi se pare, ca toate mesajele să fie criptate cu rezistență la quantum. De ce? Tocmai ce am venit acum de la târgul de, de la Barcelona de mobilitate, am auzit cel puțin două sau trei companii mari care oferă acces la calculatoare quantum cu ora. Deci dacă vrei să iei de la Google, de la IBM, ei îți dau câ câți cubiți vrei, pe cubiți. Uh, am nevoie de a acubiți, câte o. Și tu poți să sistemul ăla, nimic te întreabă ce faci acolo, pentru că de multe ori habar nu au. E atât de complicat să scrii limbaj de programare pentru genul ăsta de calculatoare încât trebuie să știi foarte bine ce vrei de acolo și când ai plătit orele alea, că sunt foarte scumpe, poți să spargi orice. Acum, una dintre metodele de rezistență la, cum zic, la decriptarea quantum ar putea să fie, până la urmă, tehnologia blockchain. Și Uh, spre exemplu, inclusiv în comunitatea Bitcoin se vorbea despre faptul că și lanțul Bitcoin trebuie făcut rezistent la quantum. La fel se vorbește inclusiv în alte proiecte de cripto. Stăteam și mă gândeam în timp ce vorbeam cu dumneavoastră că s-ar putea că oricât de mult ne uităm noi ca la o chestie exotică de tot felul de băieți ăștia care nu știu ce să facă cu banii și cu timpul liber, asta cu cripto, să devină practic o soluție de a ne salva prin criptare și înscrierea într-un astfel de lanț că nu să înțelegeți preosebirea de alți oameni din guvern care ce înseamnă un blockchain deci ideea în felul următor uh, nu contestă nimeni în momentul ăsta uh, și dacă nu mă înșel cred că Klaus Schwab, adică World Economic Forum Davosul cum îi zicem noi pe popular au avut chiar un studiu pe, pe uh, uh, acum vreo 5-6 ani uh, au publicat o carte un raport despre a patra revoluție industrială și tehnologică deci e clar că suntem din nou într-un sal tehnologic cu unele implicații anticipate bănuite altele nebănuite și. de -aici aici teamă și incertitudine. Și iar este clar, și aici ajungem la intersecția cu zona geopolitică, unde mă simt eu în largul meu. Spunea -se clar, general al ONU, acum 2 sau 3 ani la adunarea anuală în, în septembrie, că problema nu e că ne confruntăm cu o criză. Problema e că ne confruntăm cu o cascadă de crize. Adică în da. ultimii ani au căzut peste noi sau s-au s -au combinat, s-au cuplat. O revoluție geopolitică deja începută, că lumea nu mai occidentalizată, e una mult mai, uite, global south, deci una mult mai echilibrată, mult, semnificativ altfel structurată, și aici o să ne întreagă de tensiuni, a venit covid și asta au venit independent și în paralel, dar s-au combinat. Aveam deja fond de revoluție tehnologică. Repet, Klaus va anunța chestia asta încă de acum câțiva ani de zile. Și aici este. că Asta mărește și de asta vă spun, nimeni nu poate ghici viitorul apropo de ce vorbeam și nimeni nu poate să spună cu exactate ce va fi, pentru că complexitatea sistemului a ajuns, complexitatea combinării tuturor acestor sisteme a ajuns atât de mare încât de aici și nevoia disperată de a avea inteligență artificială de partea noastră. Pentru că, repet, pe creierul uman nu putem. Opera cu atâtea variabile și atâtea factori, cât avem un momentul ăsta în realitate ce ne înconjoară. Și de aia dăm posibilitatea mașinilor să ne ajute, pentru că ele pot să facă lucrul ăsta. Și inteligența artificială e dezvoltată pe calculatoarele, de modă deja, aș putea să spun, veche. Nu știm cum va arăta inteligența artificială în momentul în care aceste da. supercomputere. Com și nici nu știu dacă e bine să spui supercomputer. Că când spui supercomputer este un super la ceva de același fel. Da. Astea sunt altfel de computere exact. care merg pe, pe, pe uh, metoda asta de, 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 de calcul. Dar încă o perioadă de timp, cel puțin uh, asta care mă frământă pe mine acum, că se pot întâmpla niște de uh, catastrofe care ne privească pe noi direct, nu cred că factorul ăsta va fi factorul uh, determinant. Undeva în viitorul, mediu, spre îndepărtat, probabil că greutatea și importanța va crește. Armamentul pe care îl avem încă este, tunurile și tancurile folosite în agresiunea asta rusă împotriva Ucrainei, sunt analogice sau cu mici elemente de digital, încă n-au apucat, nu mi ar de să fi pus nici americanii, nici rușii inteligența artificială pe vreunul din tancuri. Avem partea de drone, e adevărat. Avem partea de un armament inteligent care este în testare și în dezvoltare, dar în adică așa ca la o plăcintă, porția asta nu știu, nu, nu, nu am cifre exacte dar nu, nu știu, e undeva între un sfert și o treime, ceea ce înseamnă că îți rămân încă două treime de clasic și convențional cu și dovadă că toți vreodată ne cumpărăm astăzi tancuri, Patriot, HIMARS Corect, adică dar colectarea, în zona colectarea și analiza de informații se face cu multă inteligență artificială deja, din cât am auzit de la ucranieni folosesc chestia asta ca să-și dea seama dacă pata aia de pe poză este sau nu echipament militar și dacă vă mai ajută doar. Bun, Dar acum să vă spun colaterală. o chestiune unde se rupe filmul. E adevărat ce spuneți? Dar informația aia, sau concluzia aia obținută pe bază de inteligență artificială, ajunge la un lider. Da. Liderul ăla e același din totdeauna și ia decizii pe bază de educație, de experiență profesională și politică și de instinct. Deci dacă liderul da, dar este, ce este instinctul? de genul Hitler sau Stalin... Ce este instinctul? Este o intuiție antrenată în timp pe bază da, de informație. Da. Și de Eu văd, personală. am în reclamele care vin pe social media mai nou, o companie privată, C3, nu știu cum e, care oferă sisteme de tip CGPT pentru armate. Și care vine și spune, pe baza informațiilor pe care le ai, îți pot face recomandări. Deci, deja acești lideri au la dispoziție astfel de informații. Și Deci, el va trebui să ia decizia. Corect. Și, și uh, ca să închid ideea asta cu blockchain-ul, ca, ca, ca să închidem capitolul, știți care sunt proiecte, unele dintre proiectele care cresc cel mai repede în domeniul ăsta? Cele cu AI. Proiectele care oferă acces la inteligența artificială uh, susținută cu blockchain, cu tehnologie, cu proiecte de cripto. Asta crește cel mai repede. Pentru că se creează piață nouă și pentru că antreprenorii, cei care investesc puternic în zona asta, țintesc, în primul rând, profitul. Da. Că întotdeauna profitul a fost un motor și de dezvoltare. Uite, dar profitul ăla înseamnă interesul cuiva din piață. Am stat de vorbă cu un băiat care stă în Costa Rica. Da? De unde are un proiect de așa ceva și el ce-ți oferă? Posibilitatea să accesezi o rețea de inteligență artificială, plătind cu moneda rețelei lui și nu trebuie să știi unde e calculatorul și cum funcționează, trebuie Bun, doar să foarte interesant, început. dar care e problema? Adică, de ce ar trebui. să... Bă, dincolo de aspectul comercial. Nu, nu, adică, ce ar fi aici îngrijorător? Sau ce Mie nu mi se pare acolo. îngrijorător. Este o, o transformare radicală a felului în care ne uităm la informație, pentru că am plecat de la comunicație și faptul că avem o grămadă de date din ultimii. de când avem telefoane mobile majoritatea comunicațiilor sunt stocate în arhive, cu metadată, cine cu cine a vorbit și metadatele. Nu neapărat cu conținutul conversației. Din, din conversație. perspectiva guvernării, știți cum se prezintă lucrurile aici? Cei care vor ca statele să-și răstrângă rolul și să se rezume la și mai puține lucruri decât fac acum, salută chestiunea asta. Pentru că asta înseamnă scoaterea de sub controlul statului. Păi asta a fost discuția când au apărut moneziile astea. Pentru că Cine emitea monedă? Statul, prin băncile da. uh, uh, trezorerii și bănci uh, naționale uh, oficiale acceptate de. și, și banca respectivă o un control pe masa monetară, emitând moneda respectivă, cazul cel mai important și interesant, evident, americanii și uh, dolarul a aport un, un tip de monedă care scăpa de sub controlul statului, care nu putea fi controlată de stat, care era... Uh, și aici ea discuție întreagă dacă controlează cineva moneda asta odată ce e pus în discuție datorită mecanismului prin care ea este uh, generată. Deci, cei care sunt din zona asta, că statul trebuie să se strângă și e bine, că sunt lucruri dincolo de stat, jubilează. Pe partea elaltă sunt criticii, cei care spun, și, -și ăștia au dreptate, adică aici fiecare dintre ei vin cu un punct de vedere valid. Și le spun: da, dar asta o să mărească dezordinea. Dezordinea duce la anarhie și e adevărat, nu e plăcut autoritatea crescută a statului, dar și anarhia. Anarhia e mai rea decât sărăcia, de exemplu. Anarhia e de dorit, e... pentru că prin anarhie ajungem la un nou tip de medieval, care știm foarte bine ce a însemnat, o civilizație de. de, de, de bun, deși și aici, adică să revin un pic asupra terenului. Oricum, barbarie, multe războaie, victime, civilizație pusă în pericol și așa mai departe. Nu știu. Deci suntem dezvoltări noi și vom vedea cum ne raportăm la ele ca oameni, ca instituții, ca stat și vom vedea ce iese de aici. Dar e clar că e o zonă unde interesul trebuie să fie mare pentru că... Și e vorba de salt. Că de acum nu, ajung nu, nu la se România. Le... Așa. Unul din pericolele mari pentru România în perioada, și pe tema asta am scris acum câțiva ani ceva, este ca România să nu facă saltul. Că dacă vă uitați, toată istoria noastră noi îi recuperăm după ei alții. Exact. Aia, din tot felul de motive, de administrare corectă internă sau de avantaj geopolitic lipsa invazilor, de exemplu, cu 200 de ani, adică invazile uh, uh, astea sărbatice în uh, Occident s-au oprit cu 200 de ani Noi încă aveam tătari prin secolul 15, cred că și 16, 1500, da, mi-ai un încă aveam tătari, ne luptam cu ei pe aici. Tătarii nu mai ajungeau la, un la des de țăranii, 200 de ani. la noi țăranii trăiau sub pământ la 1800 și... Bun, deci, E, bo, deci aici, bo, Uniunea asta Europeană ne-a dat posibilitatea să rec rupe, recuperăm mult din decalaj și ăsta e un lucru pe care nimeni nu-l spune, mai ales ăștia care urlă din până seara că da. UE acel, e la fel cu au și alte prostii de felul ăsta. Noi, datorită Uniunii Europene, combinată cu protecția oferită de NATO, am recuperat mult din decalajul pe care în 1989-l aveam față de Europa Centrală odată și față de Vest. Dar, dar de ce nu putem să fim măcar la tehnologiile astea emergente acum să fim lideri? Pentru că trebuie să existe deschidere și interes. Și uh, guvernarea. Capacitatea de a procesa informația. Deci, la guvernării este întotdeauna foarte dificil de tăiat în felii. Totdeauna foarte dificil. Îți trebuie un țar digital, cum se spune afară, nu? Îți trebuie pe cineva care, atunci când vine vorba de digitalizare, să fie acolo. S-a încercat ceva, spre exemplu, cu Sebastian Burduș, pe care l-au pus la energie, acum vor să pună și la primărie. cam am, multe pălării. Știți că aici sunt situația în care n-am ceva bun de spus și nu vreau să spun ceva rău. Deci, nou no Păi de ce? Că parcă erați vecini de partid. Cu cine? Eu am fost sprijinit pe cei do în cei doi ani pe care am la ministerul de externe, am fost sprijinit de PNL, deci postul da. era lor, l am ocupat prin decizia premierului da. cu acordul. Domnului Cățu, care era președintele PNL la vremea respectivă, că așa era organigrama da. și împărțeala, ca să ca așa, funcțiilor în, 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 în guvern. Nu mă pasionează foarte mult uh, râcile astea. E oricum de felul meu, să ne zicem acum. Deci eu, ca profil politic sau ideologic, dacă vreți, eu vin din zonă, am fost penețist de de zile, penețist după ce a dispărut. Grija mea mare de mulți ani de zile și o am în continuare a fost ca al doilea partid istoric, eu țin la ideea, mi se pare extrem de importantă. Până la urmă, să știți că PNL-ul este ultimul partid istoric din toată Europa Centrală. Aici uh, rog politologii să mă corecteze sau să mă completeze, dar din ce știu eu, în nicio altă țară a Europei Centrale, Ungaria, Polonia, Balticii, nu a supraviețuit un partid istoric, cu o, un partid politic cu o istorie atât de lungă cum are. PNL-ul apare undeva la jumatea secolului XIX, fiind unul din creatorii, unii zic chiar principalul creator, în fine, aici e un pic de discutat, al României moderne. Deci mi-ar părea rău ca un astfel de partid să dispară sau să fie distrus de tot felul de... Dar de ce nu sunt optimist în legătură cu PNL-ul? Ați avea vreun motiv? În general sunt un pic pesimist în ce privește România, pentru că știți ce văd? văd niște lucruri care sunt fundamentale și pe care, dacă nu le corectăm, nu o să scăpăm de nota de plată. S-a pierdut noțiunea de om bun în România. Om bun. Era și un cântec pe vremuri, nu mai știu, cred că PD-ul, mi se pare că avea cântecul ăsta ca un fel de imn al partidului. Omul bun și pomul copt. Noi nu mai avem noțiunea de om bun. Și de ce vă spun chestia asta? Că dacă știm ce e la om bun, întrebarea e de ce nu punem oamenii buni să guverneze România? Păi după aia schimbat era pușcă și cureauă lată, ce bărbat era modat. Asta e într-o altă categorie, dar asta să nu discutăm că e, e uh, uh, ca să zic așa, uh, un tip de discuție, nu sunt eu pregătit pentru ea. Deci, doi, uh, suntem într-o perioadă proastă, că până la urmă... Uh, Auziți, credeți că poate mai poate președintele Iohannis... Nu uh, să vreți să faceți știri după urmă, nu, eu, nu vreau, eu încerc nu, să discut nu, chestiuni nu, fundamentale... Să... Mai, mai poate cineva salva PNL-ul în 2024? Fără da. nume și prenume? Peneliști. Care din ei? Cei care sunt acolo în partid. Spuneți-mi cinci pnl buni. Întotdeauna munca de partid se desfășoară în jurul a trei elemente. Interes personal, interes instituțional, interes uh, 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 național și uh, de partid. Trebuie să le pui într-o anumită ordine, că au fost momente, de exemplu, au fost momente și pe perioada președintelui Iohannis, și pe perioada președintelui Băsescu, și pe perioada președintelui Iliescu sau Constantinescu, când a fost o întreagă dialectică între logicile astea. Pentru că și au fost momente în care logica. Eu vă dau un exemplu. Aderarea României la NATO. Aderarea României la NATO s-a produs și pentru că la un moment dat, sub agheta preșului uh, Iliescu și adevărat cu Adrian să jucând un rol important în privința asta pe, cred că era pe vechea denumire, pe DSR-ul, cum erau atunci, a fost interesul României mai presus de interesul lor de partid. Da. Pentru că pe electoratul pe care ei l aveau și pe orientarea politică de la vremea respectivă, susținerea NATO nu era în interesul direct al lor ca partid. Pentru că încă România era un pic altfel, erau ai, mulți ai, care ai, nu în haideți să, să venim în prezent. Din banii de subvenție nu putea mai bine PNL-ul să mai facă niște cafenele în alea politice, cum făceam vremurile bune, unde se întâlneau oamenii și vorbeau politică. Unde vorbește PNL-ul cu alegătorul în momentul vă ăsta? Vă spun, au acum un proiect pe care îl dezvolt. -am. Am fost la lansare. Ce or să facă, nu știu, întrebați pe ei. Dar m-au invitat și pe mine, acum vreo două luni, trei luni poate, în fine, timpul trece repede, la revigorarea, că nu a fost lansarea, revigorarea Institutului de Studii Populare. PNL-ul avea, la un moment dat, a fost, cred că, singurul partid care, la un moment dat, avea două sau chiar trei institute de felul. Era Institutul de Studii Populare, Institutul un, de Studii Liberale. Unde vorbesc unde vorbesc peneliștii din partid cu alegătorii? Deci eu nu sunt aici să răspund numele lor, că nu știu ce. Deci nu sunt la fel de buni la comunicare publică, dar directă cu cetățeanul sunt toți. Eu nu văd. Nu, nu sunt. De exemplu, nici PNL-ul, nici PSD-ul nu bat țara cum bate aurul. Nu, aici la capitolul ăsta, aurul le dă. Exact. Deci ceea lor trebuie să spunem chestiunea asta. Și mi-o spun prietenii, băi, ne lovim de ei, sunt peste tot, unde să-i lați? Păi nu știu, întrebați -i. Deci, la capitolul ăsta, și ajungem iarăși la ce vă spuneam, pe partea asta de comunicare strategică, pe de-o parte statul, și aici putem completa cu și capitolul ăsta, pe partea cealaltă, partidele, să zic așa, tradiționale deja, deci partidele vechi, nu, pentru că încă au impresia că li se cuvine, încă au impresia că fără ei nu se poate, și eu cred că asta este premisa periculoasă pe care ei tronează și exact. ei stau. Iar românul, am văzut, românul, bun, avem povestea cu Mămăliga. Dom'le, Mămăliga poate să explodeze și de bine, dar și de rău. În sensul că a explodat Mămăliga când trebuia, când domnul Drag ne-a încercat pur și simplu să pună mâna pe toți, să anuleze justiția și într-o reacție absolut admirabilă, românul, într-o primă fază ieșind în stradă, în faza a doua, sancționându-l la legile europarlamentare în 2019, i-a zis nu. Prea mult, te-ai dus prea departe, așa ceva nu acceptăm oricând e fi tu de simpatic. Aveți perfectă dreptate. Mi-e teamă bun, că românii dar, vor penaliza PNL-ul asta, asta mă tem și eu, că putem ajunge și cei care spun, am văzut sociolog uh, Sebastian Lăzoroi, care a lucrat și un, că un sociolog foarte bun, foarte bun, atrage atenția asupra acestui pericol, ca o serie întreagă de măsuri, o serie întreagă de decizii, de înțelegeri, să nu care cumva să creeze un, un, sentiment de respingere, pentru că și ce se întâmplă, românul e sensibil când hotărăști tu pentru el. Da. Românul vrea să lași pe el să -l că Bun rău -e, e să dreptul da lui că a participat a, la discuție. Până la urmă, aia. au murit oameni la revoluție ca noi să fim liberi să decidem ce ne place și cum vrem. Poate că uneori decidem prost și eu mă tem și de această posibilitate ca în furie și în frustrare. Uitați-vă Brexitul. Deci o națiune mai De-aia de experimentată domnă, în democrație, nu suficient. cu tradiții dacă, mai dacă vechi. eu care urmăresc și stau de vorbă cu oamenii, așa deștepți și conectați ca dumneavoastră abia reușesc să înțeleg bine cam care e ideea, care e logica, către ce tragem noi. Înțeleg că tragem către mai bine, către siguranța României, către chestii asta. Păi, da' vino și spunem cam care e planul, care sunt pașii, pe unde o luăm. Că înțeleg că destinația acolo, dar sunt mai multe variante de a ajunge acolo. care e drumul? Păi, acum, și acum, acum a, tu a, a, a ceva drumul ce vreau pentru să noi. Mai devreme. Exact. Avem drum, așa... Acum, ne întrebi, drum nu au niciunii, nici ceilalți. Și să vă spun și de ce. Pentru că într-o situație de profundă schimbare, toată lumea spune, de la în Vende, al Cancelarului Scholz, până la m documentele americane și europene, toți spun același lucru. Suntem la o răscruce. Deci noi, noi ca civilizație occidentală, noi ca state europene, UE sau americanii, am ajuns la un, un, o răscruce și în același timp e și prag, că vorbim de tehnologii, quantum și așa mai departe. Asta e și un prag. Aici e un prag care trebuie depășit, trebuie sărit. Că exemplu care vine cel mai, mai la îndemână. Europa după, crima, după ciuma bubonică. Deci ciuma bubonică adusă pe drumul mătăsii din Asia, se răspândește toată Europa, omoară jumătate, cam așa e estimarea, din populația europei, prăbușește economia europeană, mare disperare. Ce ne-a salvat? Păi, în disperare de cauza, aia care erau mai aproape de apă, când au văzut că în, în partea cealaltă e doar pârjol și moarte, au zis, hai în zona asta că poate avem o șansă. S-au dus pe bărci, s-au urcat în bărci, s-au dus pe ape și au început să descopere. America, teritorii, colonii, bun, cu bunele și relele, cu sclavagism, din păcate, s-a întâmplat. Dar de acolo a venit un plus. De, de aur, de argint, de, de forță de muncă, de, de uh, legume noi care au hrănit Europa, care au ridicat cartoful, Europa ulterior, cartoful, și care după a dus Europa în, în Revoluția Industrială. Și Revoluția Industrială ne-a dus unde suntem sau unde am fost în ultimii ani, până când... Știți că de se spune că și ceaiul și cafeaua au sporit productivitatea industrială? Deci ce vreau să care spun au fost aduse este? din Indii. Occidentul și lumea întreagă e la un prag. Fiecare cu caracteristicile lui. Că și rușii și chinezii, să ne înțelegem, au probleme interne foarte complicate de descurcat. De, de Azi dimineața a ieșit la iveală că producția industrială în China uh, scade din nou. Și sunt o grămadă de falimente pe imobiliare, sunt o grămadă de companii care nu mai sunt salvate de stat. Ai o bulă de care toată lumea se teme de ani de zile și, nu știu, sper să nu explodeze. Că dacă explodează bula chineză, va fi mai rău decât în 2008, cel puțin asta sunt economii serioși pe care eu citesc și îi creditez. E, acum, deci ajungem la România. Problema este că noi avem două întrebări de pus anul ăsta și astea sunt întrebări la care trebuie să răspundă. Unu, întrebarea mai, să zic așa, mai la îndemână pe următorii ani. Cum reacționăm dacă România este agresată militar în mod direct, plecând de la faptul că cei mari nu vor reuși să depășească impasul ăsta printr-o înțelegere diplomatică și se ajunge la o confruntare militară majoră? Toată lumea avertizează și asta este una din marile mize ale Europei. Deci, în curând va fi congres EPP la București. În cadrul acelui congres, înțeleg și eu de la cei care sunt membri în Partidul Popular European, se va propune, ceea ce deja știm că e în presă, înființarea unui post de comisar european pentru apărare, apărare armată, cum ar veni, deci cu ar... A uh, Europei. Păi asta este o revoluție uh, și în uh, istoria Comisiei Europene, e o revoluție și în gândirea deci politică europeană. Un fel europeană. de ministru de apărare ale Europei. Mult spus, un om responsabil, un om care să creeze condiții favorabile și să faciliteze uh, pregătirea pentru apărare, pentru război, că asta trebuie să spunem, a țărilor membre, a statelor membre și a Uniunii okay. în ansamblul său. Pentru că, în momentul ăsta NATO este, de fapt, Ministrul de Apărare al Europei. Nu, nu, nu-i vorba aici de. Ministerul. Ne, e vorba că, bun, deci aici sunt așa. Una, vremurile sunt proaste și nimeni nu poate garanta cu mâna pe inimă că nu ne vom confrunta cu o uh, 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 agresiune militară majoră. Să știți că unii spun așa, unii spun, nu se pune problema dacă va avea loc o confruntare sau dacă Europa va trebui să se confrunte cu o agresiune militară și, problema doar când. Oameni foarte serioși. Deci eu am o listă lungă de mini și de externe, de apărare, șef de stat major. Aici, primii care au dat-o au fost ca și la noi, militarii. Pentru că militarii, pe de-o parte, văd, ei știu că sunt primii chemați să-și facă treaba, văd că nu întotdeauna au cu ce să au sprijin de la politicieni, de la opinia publică și, normal, că au obligația față de oamenii pe care îi vor duce la război să vorbească. Că, și ca și la noi, cu generalul Gheoriță Vlad. N-a vorbit pentru el, a vorbit pentru oamenii pe care i are în grijă, răspunde de ei, da, eu am apreciat. E, respect public. e, e respectat în guvern? Asta nu știu să vă spun. Nu, n-am acces la... Pentru că am văzut că primul ministru a venit să-l contrazică. Aia a fost un pic în înainte... Nu, n-a fost așa. Dacă mi-a de secvența Întrebat de Gheorghiță Vlad, a venit să spună după o zi sau două că România nu are niciun fel de problemă și că totul e bine, Absolut. stați liniștiți la locurile voastre. Oamenii noștri politici pot să declare ce vor. Trebuie să se gândească foarte bine că realitatea și viața nu ține cont de ce declară ei. Are propria logică, propria, proprii pași, merge pe niște trasee pe care noi ne străduim analitic să le intuim, nu întotdeauna reușim. Nu am văzut un lider politic de la București care să-i dea dreptate lui Gheorghe Vlad. Atunci, n-am urmărit situația, dar dacă așa e... e Mi-a scăpat e mie. poate a văzut cineva nu să vină să ne spună la n -am comentarii. poate n-am fost... fost eu atent, dar în afară de noi ăștia care vorbim pe internet sau că interviul l-a dat la Europa Liberă, nu la o televiziune publică, între timp am, a fost preluată, preluat afirmațiile lui în toată presa și disecate de o grămadă de oameni, n am mai ieșit a doua Mea ul mi-a răspuns oficial că nu are timp în calendarul lui, este blocat. Și nu e vorba doar de mine, sunt convins că toată lumea începe să iau un interviu. în papucii lui. Când vezi dronele că tot vin și te gândești, bun, acum sunt accidentale, s-au bătut vântul, s-au atras ucraineni, nu știu dar da, poți să știi ceea ce viitorul, că tu ești obligat să gândești viitorul. Exact. Și cele mai proaste scenarii de viitor, asta e obligația. Securitatea exact. națională înseamnă ce se poate întâmpla mai rău. Și descoperi că n-ai bază legală. Și că în 2 ani de zile nu s-a putut rezolva baza aia legală, păi ce variante ai? Păi și de la ce mai avem sat? Nu, nu, că, păi baza legală nu e în mâna Că nu acsatul trebuie să facă legi. Ba, dar avem în parlament. Care, dacă face Xatul, așa. Nu, nu e așa, nu e așa. A, am fost șase ani membri în sat. Și? și am văzut Parlamentul ignorând uh, nu o dată fie, vă dau exemplu, trei de chiar de mine pe propria piele. prezentarea strategiei naționale de apărare din 2010, povestea cu campaniile de presă. Când Parlamentul, într-un gest absolut politic, nejustificat, da. uite unde suntem astăzi, apropo de fake news, a respins abordarea, n-au vrut să stea la discuții, argumente, să vedem, să ne înțeleagă de ce am băgat noi chestia acolo, ne-au tratat absolut politic și au respins documentul în și totalitatea acum asta lui. Cu -am deci ori? Parlamentul este sub... Nu știu. Întrebați Parlamentul adică, că fac legile. Imaginați-vă că sunteți din armata română, suntem acolo la graniță și trece o chestie pe deasupra și se întoarce la și graniță, te... dar hai să ne imaginăm scenariul trage. care... Nu știu, că nu avem lege. Păi acolo suntem. Șeful trage. Nu vreau să mă joc cu imaginația, dar dacă aș fi rus, aș trimite una chiar prin fața Palatului Parlamentului, așa, pe deasupra, cu o dea, ca la mare, cu o reclamă. România salutări de la Moscova. Păi a făcut-o Putin, a avut nu, -a vă discurs da ieri, la momentul față de momentul registrării noastre, a avut discurs în care a spus că are arme care pot ajunge uh, în tot vestul Europei. Bun, a, bun, și vestul Europei are arme care... Auziți, asta mă lasă rece. Nu dar, asta e problema. Da, dar Și ce e interesant? Că noi avem atât de multe reguli aici și ne stresăm atât de mult de corectitudine mm -hmm. și de lege încât ăla poate să trimită, exact cum a zis noastră, racheta pe în fața Parlamentului de la București și armata română să spună nu păi da, nu voie să tragem. Stați un pic. Păi, deci aici deci trebuie să ne stresăm de lege că tot ce facem trebuie să fie legal. De acord. Asta e diferența între o păi, democrație să dăm și, o, și o de, Hai și Hai să dăm o, o lege, doi ani mai târziu. Păi, asta zic și eu. Hai să dăm. Și întrebarea e de ce n-au dat o până acum? Pentru că războiul a început la cu doi ani de zile, pentru că și aici ajungem într o zonă complicată. Dacă mă întrebați pe mine, dacă țara asta are o agendă de război, nu sunt atât de convins sunt niște măsuri bune făcute Agende de război. Lua. Da, în sensul că fiecare instituție să știe ce are de făcut în caz de în caz de și până atunci, adică de pregătire pentru scenariul la cel mai prost. Uh -huh. Guvernul are o listă de decizii uh, luate, cumpărări de capabilități, uh, planurile. Păi, eu am bătut doi ani de zile drumurile Alianței Nord-Atlantice și a comandamentelor militare ca să mă asigur că planurile de război ale Alianței Nord-Atlantice sunt uh, în primul rând decizia salutară da. că a fost prima dată când s-au apucat după Războiul rece doi. Cum le faci? Că războiul de coaliție nu e o chestie simplă și întotdeauna uite, ai nordul, ai sudul, pe care îl aperi mai mult, mai puțin. Discuțiile astea au avut loc tot timpul și într-o familie e de multe ori discuție de poziționare. <gură> care e șeful? Dar aminte, într-o alianță cu, acum mai nou cu Suedia, vom fi 32 de state. Doi, scenariile pentru că scenariile trebuie dezvoltate de niște militari NATO în strânsă colaborare cu militarii noștri, că e vorba de țara mea. Mă duc pe graniță, mă duc pe foc și Bun, Declarația președintelui Biden de salutat și foarte important a fost, fiecare centimetru de graniță va fi apărat. Deci du direct pe abordarea cea mai bună pentru România, apărarea pe graniță, care nu e simplă din punct de vedere militar. Trebuie mai multe forțe, trebuie Lucruri complicate, dar pe care le-am făcut și eu zic că le-am făcut foarte bine împreună cu, cu prietenii și colegii din Ministerul Apărării, cu cei care lucrează pe la NATO în diferite comandamente și trebuie să spun, cu sprijinul comandanților NATO, fie că erau americani, cum e amiralul Manci la Napoli, sau erau uh, general francezi sau britanici, cum a fost cazul la, la, la uh, în Marea Britanie când am fost la. Uh, Marcom la comandamentul uh, naval uh, principal al, al. Deci militarii, uh, general ofițeri, ce sunt ei, au făcut o treabă absolut extraordinară în NATO în ultimii doi ani de zile și eu unul cel puțin le-am mulțumit și personal, le mai mulțumesc încă o dată și pe această cale. Unde în continuare e problema? Problema e în continuare de decizii și de orientare la nivel politic și asta e general valabilă. Uitați-vă că Parlamentul German refuză să ofere Ucrainei ca sprijin un anumit tip de rachetă pentru care o rază de 500 km. Și poate să dea jos podul de la Kiev. Deci nu cancelarul ușor. Parlamentul German a luat o decizie care, dacă mă întrebați pe mine, nu e în folosul cauzei. Dar așa au judecat-o, au judecat un pic egoist național, dar... Sunt suverani, au luat-o, ne place, ne place, vedem da, cum... Dar pe de altă parte, ne uh, cu decizia asta. Olaf Scholz a luat un pic inițiativa că până când se lămuresc americanii ce fac cu Trump, uh, Uniunea Europeană a reușit să mobilizeze sumele necesare ca să susțină Ucraina 5 ani. Și Germania e cel mai important contributor, exact. ca bani, ca... ca a, 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 Și au... multe din... La multe ucrainei. Mult, Foarte mult echipament de luptă este produs în Germania, trebuie să o spunem pe șleau. Faptul că nu le-au dat un model de rachetă, care într-adevăr ar fi fost... Uh, 500 de kilometri, nu? Puteau să ajungă în interiorul Rusiei? ca atunci când am a fost situația cu tancurile, cu avioanele, acum avem alte două teme în discuție da. și probabil că o să o lămurim la un moment dat într-un sens sau altul. Unu, dacă sunt îndreptățiți în momentul ăsta prin prisma ultimilor revoluții și mai ales a atacurilor noastre a crescut în intensitate pe, pe zona civilă a Rușilor împotriva Ucrainei, dacă Chievul este îndreptățit să, să lovească Rusia din, puternic adânc în păi teritoriul nostru. ar Rus, trebui să facă? Uh, ca credezi? logică de război, da. A zis secretarul general NATO, văd că încep să o spună unele lideri europeni. Iar, deci, asta este o primă uh, discuție, apropo de rachetele astea din Germania. Sunt parte din această problematică. Iar cealaltă discuție uh, amorsată de președintele Macron uh, zile trecute. Cu trupele. Da, asta, eu aș cite-o cam așa. Dacă situația se deterioră, adică ne putem permite să pierdem Ucraina, ne putem permite Ucraina să, să, să fie înfrântă de Rusia și ocupată. Și atunci ca să evităm o astfel de situație, n-ați merge până acolo încât să trimitem inclusiv trupele noastre pe teritoriul uh, ucrainean. Și acum să vă spun o chestiune. La nivel aliat nu se va lua o decizie uh, și nu se va discuta în format NATO și ce asta. facem? Facem individual? Nu, da, bilateral. Adică eu cred că, adică n-aș exclude scenariul că la un moment dat, din considerente strategice clare și de nevoie de sprijinire unele state, în frunte cu Franța, că totdeauna, adică în ultimii 20 de ani s-a lucrat mult pe coaliții de voințe. Fă cunoștință cu singurele căști de înaltă fidelitate fabricate în România, Meze Audio. Căștile de la Meze oferă cea mai bună experiență de audiție posibilă pentru audiofili, iar asta o confirmă sutele de premii obținute în toată lumea de la profesioniști și pasionați. Sunt construite cu cele mai bune materiale și sunt gândite să reziste o viață dacă ai grijă de ele. Toate componentele sunt ușor de înlocuit în caz de accident și sunt realizate sustenabil cu materiale locale și cu cele mai noi tehnologii din domeniu. În plus, designul este nemuritor. Vor arăta la fel de bine și acum și peste 30 de ani, când vor oferi aceeași calitate imbatabilă a sunetului ca acum. Le găsești pe gb.ro, magazinul nostru unde testăm toate produsele pe care ți le recomandăm. Dar știți că sunt foarte mulți patrioți, militari. Uh oameni care să duc efectiv voluntari în Ucraina, pentru că ei sunt conștienți că dacă Ucraina cade, chestia aia nu se va termina nici măcar în Ucraina. Și nu e vorba că nu se va termina în Ucraina sau în România. Se va extinde în toată Europa și riscă să afecteze toată lumea civilizată. Unii dintre noi știm lucrul ăsta și îl înțelegem bine. Alții îl știu, dar nu vor să înțeleagă. Sau mi a zis Hosu despre un militar brazilian care s-a înrolat, s-a oferit voluntar, pentru că el înțelege că dacă rușii câștigă în Ucraina, îl poate afecta până și pe el în Brazilia. În războiul civil spaniol am avut voluntari și de-o parte și de alta, fiecare da. cu idealul lui, fiecare cu cauza sa, unii au fost de partea Franței, uh, Spaniei Republicane, al, da. alții au fost de partea lui, lui uh, Franco. Deci, uh, iarăși, nu sunt lucruri noi. Pentru că, într-adevăr, războiul uh, sau agresiunea asta rusă împotriva. A Ucrainei a polarizat destul de mult la nivel global. Sunt poziționări de o parte și de alta. Și sunt și cauze individuale. Unii vor să ajute pe unii, unii, și rușii au oameni care, din alte țări care luptă de, de partea lor. Pentru bani, din convingere, nu știu. Eu n amestec, dar nu numai în Ucraina găsim astfel de. de, de. până la urmă, modelul legiunii, france, legiunii străine îl avem iarăși clar, puternic în minte, fiecare dintre noi. Nu, nici Franța nu e singura care a apelat la așa ceva. Și sunt și alte state care, sub diferite forme, au. Uh... Și general Gheorghe Vlad a spus că trebuie să schidem armata României pentru oricine care dorește să lupte ce vreau In, să spun indi, este că... de cetățenie. Și aici ministerul își va face treaba, sper să aibă tot sprijin dinspre politic. Erau o informație mai acum vreo câteva săptămâni că ministerul apărării intenționează să înceapă o analiză strategică a apărării, adică să ia la mână tot în nou context, în noua situație, să vadă ce anume din organizările vechi, dotările vechi sunt în oare valabile, ce ne trebuie în plus sau, sau nou capabilități organizări. Și să vă spun un lucru, la partea de capabilități ne-am mai pus la punct. Problema mare a României la partea de organizare. Am eu un articol, cred că când ajung acasă sau în weekend să vedem, când voi avea timp să-l circul din nou, în 2000 l-am publicat când se discuta o nouă strategie de apărare a țării. Bun, și acolo am prezentat o, sunt o serie întreagă de, de, de și modificări, dar și construcții instituționale pe care România ar trebui să le ia în serios în calcul. Pentru că, din punct de vedere al, securit, al arhitecturii instituționale, asta este o arhitectură peticită. Noi niciodată n-am avut timpul necesar sau... Ba, am avut și timpul, dar n-am avut voință politică, în fine. Răgazul. Să luăm la mână un pic sistemul, să vedem, domnule, noi am luat un sistem comunist, l-am peticit cum am putut mai repede sau mai încet ca să corespundă unor criterii de aderare. E, a mers pentru perioada asta de aderare, de intrat în NATO, am arătat ce putem. Întrebarea e sistemul ăsta de securitate națională peticit pe care noi l avem. Nu, și vă știu. dau două exemple. Nu a mers. A, a existat, a fost acolo când am avut nevoie de el și nu l-am testat. Nu, amers. mers. Ba nu, nu e. Nu, deci, la, unde l-am testat? L-am testat în Afganistan și ne-a făcut treabă onorabil și ne-a ne apreciat. L-am testat okay. în Irak, ne-am făcut treaba onorabil și l-am apreciat. Da, dar la Chiar înainte național, de. La nivel național, rețeaua noastră. Păi, de munițează... stați un pic, n-am avut crize naționale de înfruntare păi ca să zic. vedem cum funcționează. Aia, aia zic. Am avut o parte de urgențe civile și acolo, pentru că a fost Raidar a făcut un timp foarte voluntar și, și cu multă inițiativă, și pentru că a avut și sprijinul politic necesar, acolo, iarăși, sunt capabilități, sunt organizări noi, unele dintre ele apreciate în străinătate. Am da. înțeles chiar că unii ar vrea să se inspire mai mult din experiența noastră. Însă, pe crizele alea mari de situație națională cu componentă militară, n-am prea făcut nici aplicații, nici. Păi, ne ne-a să facă aplicații militare cu brigăți și divizii. Noi ne-am rezumat la mic. Că, în fine, a, epoca era una confortabilă. E, acum suntem într-o epocă proastă și cele mai nasoale scenarii, cele mai rele, cele, de fapt, cele mai periculoase scenarii trebuie luate în calcul și, văzut un pic ce facem dacă. Da. Iar de aici și dau niște exemple ca să înțeleg eu ce vreau să spun. E foarte bine că avem un Consiliu Suprem de Apărare a Țării, dar el nu este un Consiliu de Securitate Națională cum au alte țări. Sunt niște elemente care lipsesc aici și acum vă spun, ce vă spun acum e unic. Nimeni nu poate să spună chestia asta în țara asta, că eu sunt unic în niște privințe, ca expertiză și ca insight în funcționarea statului român. Comunitatea de informații nu e dusă la capăt ca proiect. Pentru că a fost multă presiune de proastă factură, adică bazată pe niște minciuni și de, dezinformări, manipulări, dar presiunea a fost mare și publică și politică și ca atare proiectul de uh, comunitate s-a oprit undeva pe drum și aici sunt niște lucruri. Ce înseamnă asta? La ce vă referiți? Păi, n-are o bază uh, iarăși uh, legară. Clară, e doar o decizie de exat. Trebuie să există o lege care să protejeze o astfel de instituție. Responsabilitățile încă sunt un pic și Se lucrează pe bază de bună înțelegere între instituții, dar dacă vine un șef mai bătut în cap, poate să distrugă comunitatea. Asta în doi timp. Și nu mă refer uh, șef de instituții, nu neapărat uh, zona administrației da. prezidențiale. Vezi conflictul SRI-STS. Vă dau uh, un exemplu iarăși de natură și conceptual, inclusiv Constituția noastră. E... Dacă vă uitați în Constituție, Constituția operează cu termeni care nu știm care e echivalența lor și care e mai puternic decât celălalt. În Constituție avem sigurant, deci, conceptul de siguranță națională, avem securitate națională, avem apărarea țării sau a ceva de genul ăsta, care e echivalent. Dar, totuși, care e termenul definitor pentru Constituție? Și ce se întâmplă când te duci în justiție? Eu curios, justiția în momentul în care au o situație de securitate națională, care din cazurile astea e luat în calcul pentru a fundamenta uh, procesul împotriva celui care încalcă. încalcă. Și aici o, o zonă în care nu a intrat niciodată, nimeni niciodată. Să știți că justiția operează cu altă înțelegere a ideii de securitate națională decât politicul. S-a văzut chestiunea asta când Curtea Constituțională, după părerea mea, dacă mă întrebați pe mine, un pic riscant, a declarat că corupția nu e chestiune de securitate națională. Securitatea națională e, un mecan... E o judecată eminamente politică pe care trebuie să o faci, că este în funcție de context. Ceea ce eu declar securitatea, pericol de securitate națională azi, s-ar putea în 3-6 luni să se rezolve și să dispară de pe agenda, nu? Și atunci, ori. Adică dacă, eu... dacă se adică din Ucraina, nu le treci în lege, asta vreau să spun. Okay. Amenințările de de națională, sunt în funcție de context. Contextul evoluează, se schimbă. Nu le pui în lege. Faci un, o lege cadru care să-ți permite să te ocupi de securitate națională. Dar ce e pericol de securitate națională? Nu pui în lege. Că dai exactul, dai un organism constituțional, democratic, să stabilească pe niște perioade de timp. Ne trebuie un ONG. De ce nu? Asta ne care trebuie un proces de clarificare. Deci, dincolo de ce face Ministerul Apărării și face foarte bine, dacă, nu știu dacă, sau că ai apărea să fie o intenție, această a, 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 analiză strategică a apărării, nu, ne trebuie clarificări și de ordin constituțional, legal, instituțional. Că dacă vine războiul mare peste noi, o să ne dăm cap în cap și noi să știm ce să facem mai întâi, că, uite, descoperim că nu avem bază legală. Brusc, mai știu ce să, să mai fac. Să jos drone. Și mai sunt, nu vreau să intru, <coughs> că e problematica statului și nu vreau să o pun pe masă cu totul. Dar mai sunt o serie întreagă de chestiuni foarte delicate. Aș putea să mai dau un exemplu. Noi operăm în continuare că așa s-a construit legislația cu 25-30 de ani, cu distinția între pace și război. Eu am avut o speță în gestionare, am rezolvat-o până la urmă pe o formulă pe care mai a inventat-o, bună pentru momentul ăla. În uh, Croația urma să aibă loc o mare conferință pe deminare, pe deminarea Ucrainei. Ucraina are o problemă colosală și se va vedea la reconstrucție. Are o suprafață enormă minată. Asta minată. înseamnă că nu se poate face agricultură, că e periculos simplu a plimbare pe acolo, te poate omorâ. Deci, eu, eu, eu și știm din experiența altor state, problemele astea de deminare sunt costisitoare și iau ani de zile. Bun. La această conferință trebuia să participe din partea României cineva care era competent și îndreptățit să vină cu un punct de vedere. Și bineînțeles că noi ne-am dus, ne-am îndreptat spre Ministerul Apărării că, fiind vorba de mine, minele nu sunt la Ministerul de Externe. Minele, pe logica mea, sunt și sunt. la Bine, acum noi suntem, am aderat la tratatul la legea minelor antipersonal, dar adică când ești în război, da. tratatul nu mai e valabil și poți să-ți produci sau să-ți cumperi. Bun. Mi s-a spus foarte simplu și de bună de credință, deci nu am nicio problemă cu colegii de la MEAPN, că ei nu se ocupă de deminare la pace, pentru că prerogativele pe lege sunt de deminare la război. Și apoi vă întreb, spre exemplu, pe aceeași logică, securitatea climatică, la cine nu, vine? Nu, nu, că, da, da, nu, Am blocat discuția. Bine, eu nu sunt de acord cu conceptul de securitate climatică, E o altă discuție. Dar da, și ce ne-ar putea deci, lovi pe securitatea climatică? Deci ne, ne blocăm în semantică, ne blocăm nu, în Nu, nu ne blocăm în semantică. Ascultați-mă un pic, aici vorbiți cu un profesionist. Schopenhauer spunea așa acum 200 de ani, dacă teoria nu e corectă, practica întotdeauna va fi proastă, va fi deficitare. Ok. Bun, deci pentru o practică de succes ai nevoie de o teorie de succes. Ori, teoria noastră este greșită în momentul ăsta, că, de exemplu, în legislația Uite noastră... în Parlament, cine ar trebui să o facă? Lăsați-mă să duc ideea până la capăt, că asta idee fundamentală. În legislația noastră încă operăm cu distinția pace și război. Noi așteptăm să ne declare cineva război, ca să ne angrenăm în, în cu el. Păi eu vă spun că în ziua de -a, Rusia a declarat război Ucrainei? Nu, operațiune specială. Bun, și uitați-vă că sunt îndita mai confruntarea militară pe care o Deci ce vreau să-mi este că, apropo de, că de la chestia, nu știu de ce nu s-a întâmplat, nu știu ce. Trebuie o, a, parlamentul, de ce n-a adoptat Trebuie o agendă națională, o agendă de pregătire a întregii țări pentru război, cu fiecare instituție să-și abucăți ca în da. primire, să se ocupe de ea, să desemneze da. pe cineva responsabil. Pentru că, repet, dacă nu le facem acum mai în liniște, mai pendelete, ca să le putem și discuta, da. să fie cât mai bine făcute, o să ne trezim, cum din păcate, până la un punct și Ucraina s-a trezit, cu ele nefăcute și o să ne dăm cap în cap atunci cu dușmanul la poartă. Perfect. Spuneți-mi un candidat la următoarele alegeri care a avut genul de discuții cu alegătorii sau cu diferite entități ale țării. Nu pot să răspund la întrebarea asta. Vedeți? Pentru că dacă... Nu, 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 am zis că n-am un am zis că nu pot să răspund la ea. Ok, atunci, poate știe cineva, pe cineva în țara asta, care și-a luat din timpul lui, înainte de următoarele alegeri ca asta anul ăsta, să meargă prin țară și să vorbească în universități, cu militari, să vorbească cu cetățeanul, să vorbească cu oricine vrea, să zică, bă, uite, uite, eu, eu candidez. Și când o să ajung acolo, am de gând să introduc un proiect de lege pe chestia asta. Cam cum ați vrea să fie? Cum v-ar ajuta să fie? Adică eu sunt de acord că. Eu sper să o facă cât mai mulți și să -o, o facă toată lumea. Pentru că e o chestie politică, și să o facă niște oameni aleși de cei Absolut, mulți. Nimeni nu vă poate spune cu mâna pe inimă, uitându-vă în ochi și cu conștiința curată, că în următorii ani, și vorbesc de ani, și ăsta e un interval scurt, România nu se va confrunta, din nefericire, chiar dacă noi nu o vrem, cu o amenințare militară. Deci nimeni nu poate garanta. Ministrul Sikorski, mai zile trecute la München, îmi povestea cineva care. care uh, a vorbit Sikorsky cu cineva care. a fost... Ministrul Sikorski, ministrul polonez de externe. Spunea că a fost întrebat cam cum vede situația internațională. Și ar fi ceva de genul ăsta. În mod sigur, suntem în anii 30, făcea paralel cu anii. Dar nu mă pot hotărâ dacă suntem în 38, 38 e München, Sau 39, 39 e anul când Polonia este agresată mai întâi Germania în și după aceea de Uniunea Sovietică. Păi, 38, 39, eu am o minte 1940. La mine s-a prinde becul direct la 1940. Și mă uit ce a fost în 1940. am o matrice, matricea e clară, că istoria e, o putem înțelege ușor, mai ales asta mai apropiată. Și mă uit că hop, o parte din elementele din 40 le regăsesc în viitor. Aia e, aia... Păi, adică când intră o matrice din 40, ai cam 70% regăsindu-se în viitor. Păi e îndreptăți să te gândești, mă, nu cumva mă paște și pe mine încă un pat. Nu o să se întâmple la fel ca atunci. Deci dacă stai și te uiți, în continuare, unul din subiectele principale de litigiu și de dispută, că ajung iarăși la declarațiile, o fac mai cel decât trebuie, doamne Zaharova, este viitorul european al Republicii Moldova, Bun. În continuare ne gândim și luăm în calcul posibilitatea de, de ca ordinea europeană care m-a protejat și asta euroatlantică m-a protejat în ultimii 20 de ani să scârție, să fie disfuncțională, să funcționeze greu, poate chiar să se prăbușească cum s-a prăbușit Franța la începutul iunie și asta i-a încurajat pe sovietii să vină repede în două, trei săptămâni cu ultimatumul. Mă uit că ultimatumul atunci a însemnat amenințarea cu agresiunea militară și când Consiliul de Coroană s-a strâns în discuție și a fost întrebat șeful statului major cât rezistă armata română într-o confruntare cu diviziile sovietice. Răspunsul a fost maxim 48 de ore, că nu avem de aia, nu avem de aia, nu avem de aia. Adică eu ca analist nu pot să fac abstracții să ignor o, o, astfel de, de, de suprapunere. Pentru că, repet, omul de securitate națională, dacă e competent și profesionist, speră și întotdeauna vom face chestia asta în mai bine, dar obligația lui profesională și de conștiință este să vină cu scenariile pe masă mai întâi și mai întâi cu scenariile cele mai proaste. Dacă nu face chestia asta, nu-și respectă onoarea profesională. Deci ați reușit să înghețați sângele în vene atunci când ați spus că vacanța s-a terminat. Acum ați dus-o la nivel următor. Nu, nu, mai puneți întrebarea dacă, ci doar când. Și că, din punctul nostru de vedere, mai sunt anișori nu decenii. Rusia, în continuare, pare să fie tentată de utilizarea instrumentului militar ca principal instrument de politică de stat. Eu nu pot să ignor chestiunea asta. N-am voie. Și aș fi cel mai bucuros să dea lumea cu pietre în mine, poate nu chiar cu pietre, dar măcar așa să mă pe să mă uitească peste 20 vă, de ani, să vă, să vă zică, a, cu cer. dracu Fota ne-ai speriat cu teoriile tale. De, 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 de vreo 20 de ani le cam nimeriți. Uite la 6 că din nu s-a întâmplat nimic. Poate de data asta greșesc. Și dacă nu greșiți? bucuroși le înduce toate sau cum zicea Avram cu nouă hai. Mai am așa puțin timp și mai avem patru capitole. Uh, știu că n-a fost uh, în zona noastră de responsabilitate, dar cum afectează toată, toate chestia asta ce se întâmplă acum în Gaza? Ieri s-a mai întâmplat o nenorocire acolo. Infernal. Aproape că nu te poți uita la televizor. Uh, Dacă intri pe internet și intri pe anumite postări, pe anumite grupuri, o să descoperi niște imagini horror. Rămân, la părerea mea, atacul Hamas n-a fost întâmplător. Atacul pentru că se potrivește prea bine în strategia unora de a complica și mai mult viața Occidentului, de a-i pune și mai multe provocări pe farfurie, de a-l confuza și mai tare uh, când vine vorba de priorități. Ucraina sau Gaza, e mai importanți, ținând cont de sensibilitatea pe care și în Statele Unite, dar și în Europa, o parte din populațiile noastre o are pentru cauza uh, uh, palestiniană. Cum, în partea elaltă, evident, avem mai ales cei care am avut nefericirea să, să participăm la tragedia aia mondială care a fost Holocaustul, responsabilitățile noastre. Deci, Gaza, le spun și studenților în urmă, dacă vreți să înțelegeți cât de proaste sunt vremurile, uitați-vă că la început de 2023 aveam războiul din Ucraina. Da. Nu simplu, dar era doar el, atât. Și toți eram concentrați. La sfârșitul sau la începutul 2024, deci după un an, avem războiul din Ucraina, agresiunea continuă a Rusiei, avem confruntarea asta militară foarte complicată între Israel și, și Hamas și posibilitatea ca uh, confruntarea asta să se extindă, să devină contagioasă. 30.000 de morți. Avem uh, problema din Marea Roșie, unde HUTI trage cu armament, cu rachete, ca să gătuiască economic Occidentul, deci tot un demers occidental. Și uh, mai avem mici focare, dar în fine astea deocamdată. Ah, și uh, uh, Iranul și cu Pakistanul uh, s-au găsit să tragă unii între alții pe niște motive pe care încă nici n-am avut ca bine să mă lămurez de ce. Că nu mai am. Când? Să mai citesc și bucata aia că le-am pe astea, la alte. Dar ăla a fost și la un conflict latent care, în fine, să sperăm că s-a stins și a ne fost trebuie, doar așa un... Ne, om... ne trebuie una aici să le evalueze pe toate. Deci, deci am, am intrat în 2023 cu un război și acum în 2024 suntem cu vreo trei pe masă și toate complicate. Deci asta ți arată că suntem doar la încep, încă la început unei perioade de destabilizare, de reașezare care conține o componentă militară importantă. Și în continuare vedem state și asta este elementul cel mai îngrijorător, care se simt îndreptățite, chemate încurajate să folosească forța militară ca soluție, nesperând să nu având răbdare să obțină câștigurile pe care le Inclusive vor, inclusiv Israelul. din efort diplomatic. inclusiv Israelul. Israelul a fost atacat. Deci ce poate să facă când e atacat decât să se apere? A răspuns cu forță nu, asta colosală. Este. Ce nu-mi place mie la modul în care e relatată toată povestea asta este că lumea a uitat de Hamas. Și toată lumea are impresia N -n Israelul nu se luptă, cu se luptă cu palestinienii. Israelul se luptă cu Hamasul, punct. Și oamenii habar nu au da. ce dar cine ține prizonieri? Ce tribal și ce violent. Oamenii ăia mor, în primul rând, datorită unei politici criminale pe care Hamasul a dezvoltat-o timp de 26 de ani, și datorită fricii și, și modul în care irresponsabil. Corect, dar din au punct lăsat... de vedere al, al unui meci de șah. Al nu lași pe unul să te ducă în război. Deci, dacă a vrut, într-adevăr, să pună Occidentul pe, pe picior greșit, printr-o mutare simplă de șah, dacă Hamasul acolo, în Israel, dacă ar fi fost, să zicem, așa, un. Un mastermind de genul ăsta, undeva Eu banume. cred că nu e întâmplător, deci prea se leagă bine. Pentru prea că avantajează era clar era că dacă le răpești și le omori copiii israelienilor, ăia vor răspunde da. Da? in kind vor îi au da. răspuns ce puteau să facă exact ce ar fi putut să facă altceva Israel ce să zică să înțelegem și limitele democrației când vine pentru că și plecarea la război dacă e votată democratic ăla e un act democratic lumea înțelege uită chestia asta Dumnezeu, plecatul la război nu e un abuz dacă o țară o hotărăște democratică trebuie să se apere prin război noi am plecat la război în primul război mondial democratic prin decizia da. parlamentului și autorităților pe obiectivele pe care le-am avut respectiv da. unirea Transilvaniei cu, cu cu țara mamă adică nu poți să scoți din ecuația da, da, democratică toate astea, instrumentul ăsta. Imaginele alea copii care sunt uh, flămânzesc și mor, evident, ne frăgezesc pe toți. Absolut. De, absolut. Deci, repet, au fost momente în care pur și simplu mă copleșeau imaginele și simțeam că nu pot să mă mai uit. Dar astea sunt tragedii care sunt, cum să vă spun, din păcate par să fie de neocolit, de neevitat. După atâtea sute de ani, în continuare, unii nu învață nimic din istoria umanității. Avansez repede, mai am câteva partea asta de gaze e greu de rezolvat, nu prea am un interlocutor bun care să le acopăr de aici, de la noi. dată m-aș bucura să aud, poate măcar o dată, din an în Paști, de la nivel înalt din țara noastră, pe cineva care să vorbească și despre chestia aia. M-aș bucura să aud un demnitar, pe cineva cu funcție publică. Hai să vorbim repede de Statele Unite. L-am auzit vorbind pe Joe Biden recent, deși toată lumea încearcă să ne convingă că este um, um, uzat. Mie mi nu mi este. Mi, nu este deloc. eu un om fresh la minte, are un mare avantaj pentru noi, cunoaște foarte bine zona și România. România, atât cu cele bune de după 90, cât și cu alea alte de dinainte, de, de, de 90. Da, da, Vă dați da seama, da seama cât de puternică este propaganda dacă toate teoriile astea care sunt împise prin social media, prin Facebook, prin TikTok, prin filmulețe scurte, prin bucățele noastre care bam, 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 că ăsta e bătrân, că este... Bun, dar bătrân nu amândoi. Trump are 78, 78, 78, adică e trei în diferență între ei, mi se pare, patru. Trump confundă oameni. Își confundă interlocutori, nu confunde situații. asta e problema care mă frământă pe mine. Dar amândoi sunt foarte în vârstă. Mitch McConnell l-am auzit ieri într-un discurs în care spunea că va da ștafeta, liderul republicanilor, Omul ăla știți de ce a fost retras. Nu mai are capacitatea vorbelor lui. Bun, acum, bun, da, să vă spun, la fel de îngrijorător este și faptul că, mă uit la republicani, Republicanii care vin cei de 40-45 de ani, uh, mulți dintre ei sunt niște. și nu e o lipsă de respect, dar asta este realitatea. Sunt niște oameni fără experiență internațională prea mare, da. încă foarte provinciali în abordare, să foarte puternic legați de interesele din statul lor și înțeleg chestiunea asta, dar America fiind global, adică fiind o țară de interes global, trebuie să ai tot timpul un echilibru între ceea ce îți cer alegătorii tăi de acolo. Vă referiți vă referi la. Pentru Ron că ei vor avea de pierdut, poftim? Vă referiți la Ron DeSantis. Nu, mă refer la. la, la nu, nu, nu. Mike nu Johnson? Mai degrabă. Am văzut niște elemente care pe mine, adică în exprimarea lui publică, care m-au fost să cred că omul nu prea înțelege ce se întâmplă da. pe aici. și nu prea știe bine dosarele, realitățile geopolitice, da. istoria acestor. Dar deci... o au pe Nikki Haley, care pierde în fiecare stat. Deci probabil o să fie Trump acolo. Bun, aici n-am... Da, în fine, la, Republican republicani candidatul e clar. Nu, aici e... Pentru că republicanii și este, e iar un lucru de îngrijorare. Republicanii vor răzbunare. Acum trebuie văzut cât de departe merg cu răzbunarea Ce asta. fel de politică e asta în care trebuie să răzbun pe alții? Una care să ne îngrijoreze la maximum. Pentru că te fel felul următor. Te, sau teama mea e că indiferent cine va câștiga, eu sper să câștige președintele Biden, din perspectiva noastră recunosc că ar fi mai simplu și, și cum să spun, America oricum se schimbă. Deci asta trebuie să accepte toată lumea am călătorit 25 de ani în America, numai America aia pe care am văzut-o eu acum 25 de ani când am de mers acord. prima dată. Și se schimbă uh, nu neapărat că nu poți să spui dacă e schimbare în rău sau în bine. Se schimbă mentalitățile, prioritățile, e foarte multă presiune dinspre uh, uh, cei care au venit din uh, uh, zona asta latinoamericană. Sunt foarte mulți care au venit din Asia, foarte mulți indieni. Chinezii iarăși au crescut ca număr, ca emigranți, ca populație și o să vedeți că în curând vor avea și ei ceva. Deci, Orientarea clasică, tradițională, pe Europa pe și uh, importanța relației transatlantice, inevitabil se diluează și scade prin creșterea acestor grupuri sociale și etnice, care evident că vin cu influențe dinspre țările lor de, de, de baștină. Deci, asta, asta e o evoluție naturală. Deci, aici da. nu e să spui că, domnule, îmi place sau nu place. Asta e, trebuie să vezi cum lucrezi și. Ce alte posibilități ai ca în continuare să menții o America concentrată și focalizată și pe Europa? Că nu poți să mai ai o America concentrată doar pe Europa, cum de altfel nu se mai întâmplă de, de ani de zile. Bun, deci America oricum se deci oricum noi în Europa ar fi trebuit să facem niște pași pe care probabil că îi vom face, dacă că, și că domnul Trump, obligați. Problema e în altă parte, problema este să, în primul rând, să nu mai ai o America și frica mea e că s-ar putea să nu mai avem o America democratică, deci, de, pentru mine, diferența între bani... Deci, dacă președintele uh, câștigă, America rămâne... Uh, nu e o democrație perfectă, dar e una funcțională. Mi-e frică cu Trump, dacă câștigă Trump, dacă America... Pentru că văd uh, elemente de... de uh, uh, cum să spun? De... Uh, revenge, de răzbunare acolo, de uh, plata unor polițe. Au tot felul de povești legate... de Povești, nu mă fine, temeri exprimate de prieteni de prin Statele Unite de, legate de o excesivă politizare a aparatului, că, președintele Trump blamează establishmentul, statul american, pentru că a pus piciorul un da. în prag după alegeri și el a pierdut. M Mici măcar le recunoscut pentru faptul că a să politizeze maxim Curtea Supremă. Iar oamenii sunt pe viață acolo. A Aia o altă. Bun. Deci, o altă instituție importantă, fundamental americană, unde s-ar putea să avem un clivaj. Președintele Biden s-a străduit, dar e prea mare încrâncenarea ca să, să construiască ușor un pod între cele două maluri. De ce, de ce am deschis discuția despre Statele Unite? Pentru că noi ne tot uităm către Occident și când e vorba de securitatea noastră, în riscul de care vorbeam mai devreme că nu dacă, ci când. Noi ne uităm către americani să ne ajute. Și va trebui să ne începem să ne uităm mai mult către nemți și către francezi și mai puțin la americani, pentru că vor fi preocupați. Dar aici, iarăși, părea mea e că ar fi trebuit să știm altceva, ca să nu fim dependenți. Că problema nu e de dependență față de America sau față de Europa. Problema e de mega dependență sau de dependență excesivă. În tratatul NATO, sunt mai multe articole importante, unul dintre ele, articolul 3, care înainte de articolul 5, spune ceva de genul ăsta așa, că înainte de efortul de apărare colectivă, deci înainte ca ceilalți să vină să sară în ajutorul tău, tu trebuie să faci ce trebuie pentru tine, începând de la tine de acasă. de -aia da. eu tot spun de la o vreme că, de fapt, articolul 5 pentru mine a devenit un articol 3 mai degrabă. Deci dacă noi ratăm articolul 3, dacă vine cineva, vine cineva și ne spune n-ați făcut ce trebuie pentru voi, de ce ne cereți nou ajutorul acum, am pus-o. Am pus -o. Și o spune, Donald Trump o spune clar, doi nu dați 2%, nu va bărba, îi zic rusii să... Oricât de O spune forțat și exotic. bombastic, dar esența chestiunii este totuși corectă. Și mi-am cam aminte o discuție cu un fost ambasador american la București. 2003. Esența este corectă la, la, la literă, dar în spirit, până la urmă, americanii au cerut articolul 5. Primii și au murit români ajutând efortul. Nu ne-a gândit în chestiunea asta, în asta Ierac, Afganistan. Astea sunt argumente pe care noi le folosim și le vom folosi și în continuare, tot timpul. Așa cum, iarăși vom folosi ca argument foarte important, ideea de... de America chiar cu 300 și câte milioane, 400 de milioane, că ei tot cresc, că au, au imigrații, vor primi în continuare, nu știu cât de mulți, dar America va continua, au o natalitate bună, vor continua să crească. Ajung la 400 de milioane. O America cu 400 de milioane nu e suficient de puternică și de mare să contrabalanceze o lume întreagă cu o Chină de un miliard și cu o Indie de un miliard și cu Rusia și alte câteva state la 100-100 ceva de milioane, dar care au tendința la rândul lor să se adune, că vedeți, bricusul se extinde în asta. Da. Deci, America singură cu 400 de milioane nu va face față unei lumi dezoccidentalizate, mult mai echilibrate, unde poate în următorii ani principala economie va fi în China, unde oricum asta e cea mai importantă cu continent. Condiția, cu condiția să nu intre într-o mega-recesiune. Da, evident, evident, evident. Și uh, logica uh, uh, firească de bun simț a lucrurilor, este să-i ții aproape pe ai tăi. Ai tăi sunt europenii, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Corea de Sud, țările astea, cum le numim noi, like-minded, adică care gândesc și se organizate ca noi. Dar condiția minimală pentru asta este că America să rămână democratică. Pentru că dacă America își pierde, și de asta vă spun, numai la Joe Biden nu se va răzbuna pe Trump. Mi-e teamă că dacă Trump vine, s-ar putea să fie tentat răzbuna. de răzbunarea pe. Și asta o să angreneze America niște războaie juridico-administrativ-politice, care, dacă nu avem noroc aici, pun Ormei pur și simplu, o de noroc, vor paraliza America, din punere funcțional, un număr de ani. Cum? și Iarăși, mergem la istorie. Păi, după primul război mondial s-au retras și au dispărut din Europa 20 da. de ani. Și au venit obligații după al doilea război. Poate, poate peste 20 de ani o să aflăm că Rusia era la, la o fărâmă să piardă războiul din Ucraina, doar că a venit Trump la putere și le-a dat oportunitatea să avanseze și să, să, să continue războiul. Paralela cu primul război aici ar fi avantajoasă pentru noi, că asta ar însemna că nu suntem în 39-40, suntem în 1918 1920 20 și asta înseamnă că mai avem 20 de ani până la dezastru. Și asta ar fi ceva timp să ne mai pregătim. Dar iarăși, speculăm pentru că nu poate să spună nimeni cu exactitate ce va ce viitorul. Dar cum arată lucrurile cu atât de multe evoluții negative, că măcar face o chestie de asta, cantativ. vă spui, domnule, ce e bine, ce e rău. Păi la ce e rău am o groază de lucruri deschis. La ce e bine, mi-e din ce în ce mai greu să scriu la rubrica ce e bine, ceva, da. că nu prea am ce. Putem fi de acord că oricine candidează la Cotroceni în 2024 ar trebui să înceapă de la discuția asta? Da, clar. Dar nu, nu, nu poți ocoli. Astea sunt cele două elemente. Pregătirea României pentru scenariul cel mai proști, asta este război împotriva noastră. Și doi, saltul. Să nu pierdem saltul calitativ pe care ceilalți deja îl fac. Cu quantum computer, cu inteligență artificială. Dacă, că iar se va acumula deficitul de, de, dezvoltare de civilizație între noi și ei și o luăm de la capăt. Ori da. acum putem face, putem fi pas în pas cu ei. Pentru da. că suntem UE și chiar dacă NATO va avea probleme de funcționare internă, că rămâne acest semn de întrebare, deși acum ca un fel de, că bănuiesc că ne Propiem de, 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 da. de, de, de final. Eu sunt moderat optimist, adică nu-mi pierd încrederea în Statele Unite. Știu că e greu, știu că e complicat, dar am încă o speranță că America e suficient de viguroasă, intelectuală, în primul rând, și social, ca să depășească impasul ăsta. Deci sunt preocupat, îngrijorat, trebuie să luăm în calcul scenarii proaste, dar îmi păstrez un optimism moderat. Cum? Sunt din ce în ce mai încurajat de cifre în Europa n-am discutat prea mult de Europa. Europa în ultimii doi ani a fost admirabilă în, de, în a-și dezvolta este. funcții noi. Păi Europa face și chestii pentru Republica Moldova pe care e venită greoaie, dar totuși se trezește. Se trezește și s-a apucat de, și asta este un lucru uh, și uh, oricum trebuie să facem chestia asta și cu Trump și cu domnul Biden. La Trebuia să o facem pentru că așa este ca într-o uh, căznicie când fiecare soț are profilul da, da, profesional. Da, știți, cum e, știți cum e când te întorci din concediu? Prima săptămână după ești în depresie. <laughs> când ne-a spus că s-a terminat vacanța, așa și trece într-o săptămână. Nu trece. vă spun că da, trece dar, mai dar, greu, dar, da. Știți că e, există chestia, depresia post vacanță. Da, e bine să mi ți concediu mai bine. E, Europa decât... e în depresia post vacanță. Da, nu, da, post vacanță și trebuie să iasă din epoca asta post eroică în care a fost aproape 30 de ani, că... Cât 75 de ani de pace? Da, asta e mult. Te cam ramolește, Să da. zicem mersi. Da. A, a, s-au schimbat generațiile, sunt o grămadă de teorii generaționale care spun că dacă pierzi, dacă nu ai un bunic care să-ți spună despre nenorocirea războiului, nu o mai poți înțelege. O, oricât ai citit despre ea, or, oricât ți-ar povesti, noi avem, să zicem, Șansa asta, că mai avem printre ai noștri, dacă, dacă mai ales dacă cei tineri și-ar face timp să stea de vorbă cu cei bătrâni, poveștile alea groaznice ale războiului. Eu am doi bunici care au făcut front. Unul dintre ei a murit pe front, tatăl, tatălui meu. Deci am, am, am memoria. Din copiii astfel, mei da, sunt copii din... de pace. Aia. E. Și copiii de pace aduc vremurile grele. Bun. Acum, da, e o povestioară sau o glumă sau un proverb care spune că vremurile proaste nasc lideri puternici, lideri puternici nasc vremuri bune, vremurile bune, lideri slabi, lideri slabi, Credeți vremuri asta? proaste. Parțial, da. Deci se vede. Deci Europa trebuie să depășească acest handicap al anilor prea lungi de pace, al anilor prea lungi de prosperitate, pentru că e greu să accepti ideea că anii buni sunt în spate și că ce ai în față e numai... Dar, dar, sus, mi se pare atât de tragic. Pericol și, atât și... de tragic. 2024, avem mașini zburătoare, în sfârșit. Știți că venit? avem, în sfârșit, mașini zburătoare. Dar totdeauna avem... am avut combinația asta de progres și de nerăbdare. Avem inteligență în mașini mai bună decât a oamenilor. Sunt calculatoare care îți pot prelungi viața, îți pot vedea boala înainte să apară. Am avut două războaie mondiale care au urmat după o epocă a Renașterii și una a iluminismului. Napoleon și până la cele două războaie mondiale ca secol 20, păi, războaiele napoleoniune vin după. Epoca Iluminismului, care a fost o epocă de mare deptate intelectuală. Au un plan ucraineni să facă un milion de drone. Imaginați-vă ce se întâmplă dacă reușesc să le conecteze la inteligența artificială. Acum, iarăși, timp, sunt cărți întregi despre război. Războiul are un efect disciplinator, are un efect motivant, te, te mobilizează. Acum, nu știu dacă... În fine, aici e o chestie complicată. Adică ne trebuie un război ca să ne trezim și ne apucăm să facem și noi ce trebuie. Asta e întrebarea. Nu, eu spun că putem face ce trebuie încă de la pace și făcând ce trebuie la pace, inclusiv pregătindu-ne... Pregătindu păi, Sivis, pace în parabelum. Deci romanii au spus acum 2000 de ani și e valabilă. Vrei pace, te pregătești de război. Deci pregătirea de acum sunt convins că va evita. Asta e calea. Dacă vrem să evităm, nu să fugim de război. Să, să acceptăm problematica, să acceptăm provocarea, să căutăm soluții și să ne pregătim. Și în felul ăsta șansele să nu fim angrenați în război vor fi mult, mult mai mari. Măcar dumneavoastră ați pregătit terenul. Pentru oricine vrea să vină să candideze, aveți de când să candidați? Vă băgați în, po în politică? Nu văd să fie vreo perspectivă pentru mine în momentul ăsta. Dar tehnocrat din toamnă? Nu, știți cum e? Problema mare e că în țara asta, în continuare, loialitatea, dar loialitatea, așa, la limita obedienței, este criteriul numărul unu. Adică, competență, eu resimt în continuare competența ca un handicap. Ați simțit-o și la minister, când aveați partid în spate. Repet, în continuare, competența a fost un handicap pentru mine uh, la un moment dat, a devenit un handicap. Și am suferit din cauza asta. Deci, uh, și aici e, e, e un pic de dramă. Dacă Bun, de acum, uh, nu, nu vreau să mă victimizez, dar știți cum e, în situații de criză trebuie să faci ce trebuie. Cine spune ce trebuie făcut? Ăla care te pupă în fund și zice, ce frumos ești sau sunteți. Sau ăla care e competent și știe ce trebuie făcut. Că în situația de criză nu ajută să faci ce vrei, doamne, asta e chiar contraproductiv. Și nu e suficient să faci ce poți. În situație de criză trebuie să faci ce trebuie. Ori asta nu-ți poate pune decât omul competent. Poți fi activist de partid, poți să fie funcționar, dar să fie competent. Dacă omul nu e competent și nu are un pic de curaj, că să vă spun în continuare, în România, în continuare, este complicat să fii și periculos să fii competent. Eu știu că vorbiți despre dumneavoastră, pentru nu, că de... circulă zvonul Vă că dau... ați fost eliberat pe, pe motiv că nu ați fost suficient de disciplinat și că... Până asta, recunoaște a fost întotdeauna problema mea. Deci, Păi tre și tre avem nevoie de unul ca dumneavoastră. Președintele Traian Băsescu spunea o dată în un interviu că fotași când eram la Cotroceni mă mai contrazicea. Eu nu cred că buna credință a unui consilier... Păi nu e asta treaba unui expert? Stă să zică să trăi șef, am înțeles șeful nu știu, eu mi-am făcut treaba și așa o să mi-o fac și de acum încolo. Nu sunt tip comod, recunosc, sunt uneori aricios, am și o vârstă și cred că vârsta asta, în fine, mă, mă predispune la un pic de orgoliu și de, de, de profesională, dar întotdeauna am fost un tip de bună credință, numai că astea nu sunt suficiente. Bun, să salveze România cu tot felul de iesmeni. Eu n-am dubit că jucați în echipa trei culori. Eu, întotdeauna, păi am depus un jurământ, chiar dacă era în perioada româniei comuniste, rămâne valabil. Deci, știu că jucați în echipa asta și știu că avem nevoie de experiența noastră, dintr-un motiv foarte simplu. Am testat, am verificat, s-a confirmat. Dacă îmi dați și numerele la 6 din 49, mă și îmbogățesc, am rezolvat. Auzit asta ar fi, mi-ar prinde extraordinar de bine în momentul ăsta. <laughs> da? Păi, am pierdut principala sursă de venit, că n-am vrut să fiu pufincurist, da. Eu cred că o să vină ceva bun pentru dumneavoastră, s-ar putea să... O mustrare, pă... iar te-ai dus, iar ai vorbit, da. Sau poate că se trezesc partidele astea și preiau din temele astea de discuție și să duc la cetățeni... Eu sper că ai e în vorba loc, de soarta unui țării Exact. În loc să ardă zeci de și sute de milioane de lei pe televiziuni, să se ducă în teritoriu și să vorbească cu oamenii la căminul cultural, la sala de cultură. Știți că pot da banii ăștia expertiză de foarte bună calitate? Sunt oameni în țara asta nu care mai vorbesc direct tot felul cu oamenii. De, finte de ce nu vorbesc direct cu oamenii? Asta e politica, să duci să vorbești cu oamenii. Bă, voi ce vreți mai aici la Văscăuți, la Oradea, la Iași, la Codlea, în niște orașe mai mici, că parcă așa se făcea politica. Unde, unde, unde este opinia de la... Da, anyway. Haideți să terminăm așadar pe pozitiv. Încă o dată vă mulțumesc că v-ați făcut timp și ca de obicei Mare apreciem plăcere. deschiderea și curajul. Uh, și vreau să le mulțumesc și celor care s-au uitat. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și credeți că merită dat mai departe, dați cu like, share și subscribe. Încă o dată mulțumim domnului Fota. O zi bună! Și până data viitoare, să vă fie tuturor numai bine!